Calhadad, este ora 9, sunteți la Prima News. Legumele și fructele sunt tot mai scumpe, fie că sunt aduse din străinătate, fie că sunt produse în țară. România importă legume și fructe în valoare de peste 1,2 miliarde de euro anual. Producătorii noștri spun că sunt nevoiți să dea tot mai mulți bani și acuză lipsa de politici corecte în ultimii 33 de ani. Toate liceele și școlile din București există consumatori de substanțe interzise în rândul elevilor. Declarația a fost făcută de Andreea Bodea, directorul colegiului Ion Luca Caragiale din Capitală, invitată aseară în emisiunea Proiect de Țară România de la Prima News. Andreea Bodea susține că interacțiunea cu părinții este în general proastă pentru că aceștia neagă. Cum a fost interacțiunea cu părinții? Este în general proastă, așa cum am spus și astăzi, pentru că în lipsa unei dovezi palpabile, pe care eu evident că nu o am. Căci dacă aș avea-o, m-aș fi oprit direct la DIICOT. Dacă aș găsi într-o bancă sau în curtea școlii un plic cu stupefiante, înainte de a suna părinții sau părinții, înainte de a suna pe oricine, aș informa inspectoratul și m-aș duce direct acolo unde se merge în asemenea situații. La nivel de zvon, eu îl transmit în continuare, stimată doamnă, stimate domn, am o informație cum că fiul dumneavoastră la petrecerea sau în excursia în care a fost sau în grupul în care a fost, a consumat niște substanțe. Moment în care părinții au o reacție în... Doar de două ori mi s-a întâmplat să nu aibă această reacție, o reacție de negare. Copilul meu nu face așa ceva. Copilul meu nu face așa ceva, bineînțeles, îmi cunosc copilul, pe mine copilul nu mă minte, eu știu exact ce face copilul meu. Nu, realitatea este că mulți părinți nu știu în ce grupuri sunt copiilor, ce conexiuni au copiilor, căci sunt incredibile, da? Sunt rețele de socializare care le permit să vorbească și să se întâlnească practic sau să stabilească întâlniri practic cu oricine. Da? Și poți să ai surprize din toate direcțiile. Tot la Prima News, medicul Bogdan Gheorghe de la Agenția Națională Antidrog a spus că numai în București sunt 8.000 de consumatori de droguri injectabile, în special heroină. Este un consumator de heroină care își administrează drogul pe cale injectabilă cu o frecvență de minim 3 ori pe zi. Este un indicator care este gestionat sau măsurat la nivel european pentru a implementa și serviciile necesare lor. În afară de aceștia, dumneavoastră ați început cu știrea de dată de DIICOT, cu acea rețea din școli. Acolo nu este vorba într-adevăr de consumatori problematici, dar sunt, cred că în special, consumatori recreaționali care nu intră în această categorie de consumatori problematici, dar care pot ajunge, pentru că tinerii, în special, ei au un efect, consumul de droguri asupra tinerilor este mult mai nociv, pentru că ei sunt în perioada de creștere, de dezvoltare fizică și psihică. Operațiunea Meduza, așa cum au numit procurorii ancheta privind traficul de droguri în școli, arată pericolele la care sunt expuși adolescenții. Ca să evadeze din realitate, mulți ajung dependenți. 7 suspecți care le vindeau droguri liceenilor au fost reținuți pentru 24 de ore. Alți 3 au fost puși sub control judiciar. Sunt foarte tineri, au între 17 și 26 de ani. Iar elevii din 12 școli din București și Giurgiu primeau zilnic mâncare stricată. Firma responsabilă de catering a fost închisă temporar de ANPC. În bucătărie era o mizerie de nedescris. Mâncarea era expirată, grătarele pline de rugină și praf. Inspectorii au găsit și bureți de vase uzați și murdari, hota și aragazul pline de grăsime. Pâinea era ținută la soare, iar oalele cu mâncare gătită descoperite. Firma rămâne închisă până când va remedia neregulile și are de plătit și o amendă de 10.000 de lei. Armături dezgolite și ruginite, piloni de susținere fisurați de sus până jos și bucăți de beton care se desprind cu mâna. Sunt 3 poduri intens circulate din cel mai mare oraș al Moldovei. Construcțiile stau să se prăbușească și dau fiori localnicilor. Cum n-au altă soluție, ieșenii înfruntă zilnic pericol. Este oficial, decizia ASF de a retrage autorizația de funcționare Euroins a fost publicată în Monitorul Oficial.
Toți clienții și păgubiții care au contracte cu această companie pot depune cererile de despăgubire la Fondul de Garantare a Asiguraților. După 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial vor putea începe și plățile, iar după 90 de zile de la faliment vor expira automat toate polițele Euroins. Tot după 90 de zile de la declararea falimentului expiră și perioada în care pot fi depuse cereri de despăgubire. Contractele de asigurare rămân în vigoare până la expirare. Parisul a fost din nou scena unor proteste violente. Mii de oameni au ieșit și aseară pe străzi și au vandalizat tot ce le-a ieșit în cale. Pompierii au intervenit rapid pentru a stinge incendii, iar forțele de ordine au aruncat înspre oameni cu gaze lacrimogene și au ripostat în forță pentru a dispersa mulțimea. Francezii sunt în continuare nemulțumiți după ce guvernul lui Macron a decis majorarea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani. În vreme ce la Moscova au continuat discuțiile cu președintele chinez, Kievul a avut și el oaspeți de seamă. Premierul japonez a ajuns în capitala ucraineană într-un gest de sprijin. În paralel, vizita oficială a președintelui chinez la Moscova s-a încheiat aseară cu o cină festivă. Cei doi lideri au avut două zile de discuții. Întâlnirea lui Xi Jinping cu Vladimir Putin s-a terminat cu un dialog ce ridică multe semne de întrebare. Xi Jinping, urmează schimbări care n-au mai fost în 100 de ani și conducem această schimbare împreună. Vladimir Putin răspunde, sunt de acord. Iar liderul chinez, te rog, ai grijă, dragă prietene. Celebra actriță Gwyneth Paltrow a ajuns în instanță în urma unui accident de schi. Un pensionar susține că a fost rănit după ce a fost lovit de Paltrow și cere despăgubiri de $300.000. Accidentul s-a produs pe o pârtie de schi din Utah, 2016. Bărbatul spune că femeia i-a provocat un traumatism cerebral, 4 coaste rupte și alte răni grave. Paltrow a făcut și ea plângere susținând că a fost lovită la rândul ei de pensionar. Sport acum, Ali Bek e pus pe fapte mari și a stabilit un obiectiv demn de un campion european. Se inspiră de la cei mai buni înainte de meciurile naționale. Și un alt tânăr de perspectivă a refuzat convocarea sub tricolor. Cătălin Cârjan, fotbalistul lui Arsenal, a ales să rămână la Londra în loc să joace pentru România. Meteo, acum astăzi vremea se răcește în toată țara și va ploua în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 17 grade, iar cele minime între minus 1 grad și 8 grade cu plus. Suntem acum în studio, de unde discutăm despre legume și verdețuri, care sunt tot mai scumpe în ultimele zile, deși Paștele nu este neapărat foarte aproape, 3 săptămâni nu este departe, nu este un timp lung, dar pentru fructe, legume și verdețuri proaspete, este clar că nu este perioada de cumpărare. Întrebarea acestei ore este așadar, întrebarea pe care o găsiți pe Facebook, de unde cumpărați legume și fructe și care este cea mai scumpă legumă pe care ați cumpărat-o în ultima lună? Răspundeți la această întrebare în decursul următoarei ore și vom putea discuta mesajele dumneavoastră în direct împreună cu invitații care sunt astăzi Ovidiu Ghinea, jurnalist AgroTV, colegul meu, Marin Anton, proprietar de livadă și de depozit de lemne, Marian Baronescu, legumicultor, Laurențiu Baciu, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Bună dimineața! Ovidiu, care ar putea să fie explicația pentru aceste scumpiri? Are legătură cu apropierea Paștelui? Am vorbit acum câteva zile, o săptămână, două, despre carnea de miel, despre lapte, dar acum vorbim de legume, verdețuri proaspete. De ce s-au scumpit atât de devreme? Sau nu are legătură cu perioada pascală? Eu cred că nu are legătură cu perioada pascală. E mult, mai e mult până atunci, totuși, dacă stăm să ne gândim bine. Paștele catolicilor e ceva mai devreme, dar cred că cei care comercializează, vânzătorii, speculează orice fluctuație de preț și transformă orice variantă pe care o au într-un câștig personal și cât mai și rapid. Și au avut fluctuații majore de preț nu în ultima avut lună, de exemplu? Fluctuații, pentru că nu cred că s-au scumpit nici chiriile la tarabe, nici munca producătorilor nu a fost mai mult remunerată. Profită de faptul că a venit primăvara, oamenii consumă mai multe fructe și legume
și atunci ei caută să speculeze lucrul ăsta și vor să recupereze. Nu știu ce să recupereze, pentru că n-au avut mari cheltuieli. Dacă noi când vorbim aici de scumpiri, ne referim în mod deosebit la comercianți, pentru că la producători n-ajung mai mulți bani sau dacă sunt ceva creșteri de preț, sunt nesemnificative. Cert e că ei sunt, așa cum am mai spus-o la tine în emisiune și la Agro TV, ei sunt la mâna comercianților, indiferent cum îi numim pe acești comercianți, vânzători, samsari sau altfel. Cert e că ei fac prețurile, ei dictează în fond și la urma urmei producătorului, țăranului, cu cât să vândă și cât îi pot oferi. Politica lor e simplă. Vin într-o zonă, într-un bazin legumicol în care există foarte multă producție. Oamenii n-au acolo depozite unde să-și țină marfa și să-și o sorteze, să o vândă gradual și atunci producția asta ieșind toată deodată, sunt nevoiți să scape de ea cât mai repede, fiind și marfă perisabilă. Gândește-te, salata, cât poți o ții? 2-3 zile după o arunc. Și atunci ești la mâna celui care vine să-ți ia marfa de la poartă și îți oferă un preț. Tu, mare lucru, nu poți negocia decât câțiva bănuți acolo. Cert e că la consumator, la noi, ajung cu prețuri foarte mari în piețe. Dacă te uiți în marile piețe din marile orașe... Am luat un castravete în weekend cu 5 lei și nu era foarte mare. Un castravete din ăla am foliat, dar nu era, era micuț față de alții. 5 lei, o bucată. Da, pentru că asta e situația. Cum să spun eu, vrând nevrând ne aliniem politicilor în piețe cu părere de rău. Cei care vând sunt numai comercianți sau în proporție de 90% sunt comercianți, că mai vedem câte o bătrânică de aici colo e o excepție, dar cei care vând sunt cei care practic colectează marfa asta, o sortează un pic și o pun pe tarabe. La fel se întâmplă, cred că, și în marile magazine. Bine, acolo politica e altfel, e diferită, dar jocul ăsta între producători, da, între producători și vânzători e cam aceeași. Adică cam aceeași politică, îți impun eu prețul și tu, dacă vrei, bine, dacă nu, mă duc și iau din altă parte, că, slavă Domnului, există multă cerere pe piață. Cam cât din ce e proaspăt acum? La verdețuri mă refer, da. Fructele sunt clar de anul trecut dacă sunt locale. Da. Verdețurile cam cât sunt din import și cât sunt produse deja în ultimele două săptămâni? Salate, ce a ieșit din pământ acum de când s-a încălzit? Acum, în perioada asta, sunt multe verdețuri din România. Adică ar trebui dacă să scadă prețul dacă ne gândim că sunt deja produse locale. Nu ar fi trebuit să scadă în loc să crească? Da, da. La salată, la ceapa spuneam, verde, la... Tot timpul să ne gândim că cel care vinde își menține marja de câștig. Adică din portofoliul lui nu se pierde mai nimic. Comerciantul, da? Ia mai ieftin de la țăran, dar nu dă ieftin de la țăran, dar nu dă mai ieftin când expune marfa și când o vinde. Asta e cu siguranță o certitudine. Dar sunt convins că și domnul Anton știe foarte bine lucrurile astea. E așa cum îl prezentai și proprietarul unei livezi, are și un depozit de legume și fructe, se confruntă zilnic cu astfel de situații și cred că e în măsură să ne răspundă. Domnule Anton, care e părerea dumneavoastră despre creșterea asta destul de mare din ultimele săptămâni de preț? Anton, sunt și vreau să vă spun că prețurile nu sunt mari datorită producătorilor, ci datorită comercianților. Deci aici trebuie văzut de ce comercianții, și eu mă lupt cu această mafie a supermarketurilor de o bună bucată de vreme, de 8 ani de zile, și probabil că de-aia nici nu reușesc să vând foarte mult în supermarketuri. Dar unde vindeți dumneavoastră, de exemplu? Faceți o diferență foarte exactă între ceea ce produce fermierul român. Eu nu mai zic țăran, pentru că sunt foarte mulți oameni care au făcut o afacere din producția de legume și fructe. Și producția de legume, producătorul, cel care produce aceste legume și fructe, nu are prețuri foarte mari. Cu toate că ar fi trebuit să aibă o creștere de preț cât de cât, din cauza creșterii energiei, din cauza creșterii prețurilor la input. Asta este un aspect. Dar marea diferență între prețul la supermarket, la consumator direct, este făcută de cei care câștigă foarte mult în acest moment. Și cei care câștigă foarte mult
sunt vânzătorii. Inclusiv și prețurile pe piață sunt date și stabilite de supermarket, care impun prețuri mici la producători și au câștiguri deosebit de mari. Nimeni nu întreabă nimic, nimeni nu se preocupă de acest aspect. Asta este cu vânzarea în supermarket. În piețele libere, păi, vă rog să mergeți în piață să vedeți dacă găsiți producători. Nu găsiți pe cei care produc. Cei care închiriază tarabe și nu vreau să vorbesc de mafia acestor închirieri și acestor salsari care trăiesc de pe urma producătorilor. În orice piață mergeți dumneavoastră, oricând și oriunde, veți vedea nu producătorii români, ci samsarii, care nu iau marfă românească. Și vă spun eu, 80% din marfa care se vinde astăzi în România, în domeniul legume, fructe, nu vine din țara noastră. Vine de oriunde ar zicea, nu de la producătorii români. În continuare, producătorul român este ținut la colț și nu îi se face niciun fel de dreptate și nu se face nici măcar loc în a vinde direct sau a da produse de bună calitate și sănătoase consumatorului român. Domnule Baronescu, pentru dumneavoastră, cum este legătura asta cu cel care ajunge să fie consumatorul dumneavoastră final? Ce relație aveți așadar și cu acești comercianți sau samsari? Cum vă afectează, practic? Și ce se întâmplă? Eu tot timpul plec de la o idee așa mai de ansamblu, și anume aceste legi care nu sunt făcute cum trebuie sau nu se respectă în România, protejarea producătorului, lipsa de transparență și nu există nici un control sau niște norme impuse la cât trebuie să pună cât trebuie să ia un producător din prețul unui legumești sau unui fruct sau și cât trebuie să ia un comerciant. Mă descurc foarte greu. Când vorbiți de prețuri mari, eu m-aș bucura ca pe acele prețuri mari să vină la producător, dar din păcate, la modul real vă spun, noi vindem, eu am vândut toată iarna salată, peste o săptămână încep iar vânzarea la salată, prețurile sunt mai mici de acum 15 ani, adică am vândut un leu 50 cel mult. Ce în timp ce le vedem adevărat, în piață și cu 5 lei câteodată. Da, dar atenție mare, când vedeți că este prețul în piață cu 5 lei, sigur, comerciantul a luat-o cu 2 lei și o țâră. Deci nu există, sau dacă există foarte rar, să se pună, deci practic cel care vinde pune de la 50% la 150%. Practic se dublează prețul, asta da, trebuie să înțelegem noi ca și cumpărători. Pentru că mă gândeam, ok, la anumite legume poți să le iei pentru Paște și le pui la congelator, dar nu poți să faci asta cu tot ce e proaspăt pentru salată, nu faci asta, nu merge la cartofi pentru ce vei pune la gătit. Deci cumva prețurile astea au crescut de ce în ultimele 2, 3, 5 săptămâni? Mai este din cauza comercianților, ce nu vei clar? Mai este și o chestie, părerea mea este că, într-adevăr, datorită acestor, uitați-vă în legumicultura, acestor legi care s-au dat, într-adevăr, sunt mulți producători care se orientează spre acel minimis. Pentru faptul că, într-adevăr, cum spunea și domnul mai înainte, sunt mai puțini fermieri în România, pentru faptul că așa s-a vrut de ani de zile, schipurile, să vorbim de țăranul român, poate de la 1907, când era cu coarul, cu boi, nu acum, noi trebuia să dezvoltăm ferme care să fie puternice, competitive și efectiv, prin măsurile pe care s-au luat de guvernul, de Ministerul Agriculturii, practic s-a decimat ferma și s-a ținut la subsistență acolo. Și majoritatea dintre producători au pus acel minim. O să vedeți la tomată care va fi prețul în luna lui iunie. Dar, încă o dată, din moment ce nu e reglementat nimic și producătorul vinde câteodată și sub prețul de cost și vinzi bucata de salată la un leu, un leu 50, un leu 80, 2 lei și pe masă e 2 50 lei, acolo e problema. Deci nu despre noi producători e vorba, ci de comercianți. Și vă spun încă un lucru, în 2000, când am fost eu plecat în Italia, se spunea așa, din 4 euro, care este, să zicem, un kilogram de ceva, 3 euro venea
la producător și euro la comerciant. La noi comercianții își pun dublu și încep să spună sau și mai câștigă mult. Mai mult decât cel care muncește și ne produce. Nu, câștigă dublu decât, pentru faptul că știi ce se întâmplă, o bagă pe aia, mi s-a scumpit masa, trebuie să mâncăm și noi, trebuie să trăim și noi. Da, fratele meu, dar ce input-uri bași tu acolo? Ce preț de cost ai tu? Nimic? O masă și atât. Eu vreau să spun și altceva. Lucrurile astea nu se vor schimba prea curând, tocmai din motivele pe care le-au enunțat și cei doi antevorbitori. Până când cadrul legislativ nu va prevede clar fiecare ce marjă de profit poate avea, indiferent dacă vor mai fi date ajutoare, spune-le cum vrei, fel și fel de compensări de-astea de preț pentru producător, ele vor fi înghițite tot de către comerciant. Comerciantul știe clar dacă producătorului se dea astăzi un leu, leul ăla va ajunge tot la comerciant, pentru că asta atunci problema. Îi va... Și vorbim practic greșesc, degeaba domnilor, despre... Sau nu greșesc? Vorbim degeaba despre susținerea producătorilor în cazul ăsta. Doamnă, haideți să vă mai spun ceva. Haideți să vă mai spun o minciună cu care mă lupt de 8 ani de zile. Dacă eu astăzi vând la mărul cu un leu kilogramul la supermarketuri, supermarketul îmi poate și îmi face factură pentru logistica lui de încă 20 de bani. Deci eu practic vând... Păi ce legătură aveți dumneavoastră cu logistica interioară a supermarketului? Păi întrebați pe cei care... Eu am fost deputat și sunt cel care am inițiat modificarea legii 321, da? Și am spus totdeauna, prețul care vinde producătorul trebuie să fie cel corect. Și la vânzare, să știți, la vânzare care se duce, vânzarea pe care o face producătorul la unele supermarketuri, într-adevăr nu la toate, prețul nu este cel corect. Din prețul ăla cu care vinde, mai ia ceva, că se refacturează, sau autofacturare, cum se numesc în supermarketuri, din ceea ce vin. Deci pe lângă câștigul foarte mare și impunerea de preț, mai câștigă și mascat supermarketurile. Bun, va apărea... Domnul Baciu este și el alături de noi. Domnule Baci, ați auzit tot ce au spus colegii dumneavoastră și Ovidiu aici. Cum se întâmplă o negociere? Nu poate fi o asociere sau o negociere poate cumva centralizată, deși aici o să-mi sară în cap cei care vorbesc de libertatea pieții, dar având în vedere ce se întâmplă, că marea parte a profitului nu merge la producători, ci la cei care doar transportă produsele de la locul de producție până la consumator, nu s-ar putea face o negociere poate colectivă sau stabilirea unor cadre mai clare legislative? Dumneavoastră, cum vă împăcați cu autoritățile? Pentru că vorbim aici de schimbări legislative. Cineva, când ia în calcul o schimbare legislativă, vă contactează, vă întreabă care este procesul de la producție până la consum, pentru că este un dezechilibru uriaș și tot vorbim de ani de zile de protecție și a consumatorului, dar a producătorului local și nu se întâmplă nimic. Deci, așa cum și antevorbitorii mei v-au spus, cred că când vorbim de prețurile la legume, și nu numai la legume, la alimente în general, cred că ar trebui scoși din discuții producătorii. La producător, marfa este mai ieftină cu 100-150, chiar 200% mai ieftină. Cred că legiuitorii, și nu numai legiuitorii, cred că instituțiile statului ar trebui să-și facă treaba, pentru că în afară de faptul că prețurile se dublează, se triplează față de producători, toate, mai ales cele din piețe care nu trec prin magazine, toate sistem trece la capitolul evaziunii fiscale. Chiar zilele trecute trecam prin județele renumite în producerea cartofului Harghita și Covasna și vă rog să mă credeți că și eu am cumpărat, cartoful era la 1,50 lei. Fără în piață nu o să găsesc așa ceva. Deci la producător ăsta era prețul, 1,50 lei. Undeva mai încolo am oprit la cineva, avea ceapă. Ceapa era 2 lei. În piață ați văzut cât este. Deci nu la producători e problema.
problema e că nu sunt controlați, în mentalitatea lor nu există un câștig mai mic de 100%, deci e cel mai mic câștig al lui. Profită că are și timp, are și timp să gândească, producătorul nu are timp de așa ceva pentru că trebuie să producă. Se speculează toate evenimentele. Evenimente care în realitate afectează mai mult pe producători decât pe transportatori. Exact. Și unii puneți că ei practic nu au mai nimic comun cu tot ceea ce s-a întâmplat până acum când vorbim de cumpirea energiei, a gazului sau alte cheltuieli. Deci, nu mai spun că nici legile care sunt, așa cum sunt, nu sunt aplicate. Gândiți-vă că legea 3.2.1 despre care vorbea domnul Anton și care își amintește că o despăteam împreună în Camera Deputaților, a fost aprobată în unanimitate pe data de 8 iunie 2016. De atunci au trecut 6 ani și n-a intrat în vigoare pe motivul că Ministerul Agriculturii nu au reușit să toate normele de aplicare. Ca să vedeți, să vedeți ce vorbim. Nu mai zic, concurența neloială. Producătorul român, în perioada asta, să ne scoată marvă proaspătă, are niște cheltuieli enorme. Că suportă energia respectivă, nimic nu se face fără energie la timpul ăsta, că asta e clima în România. Și atunci trebuie să concureze cu cel din Turcia, din Egipt, din alte parte, în care el obține aceste producții mult mai ieftine pentru că îl ajută natura. Bun, eu mă gândeam acum în timp ce vorbea domnul Baciu, dacă cei din Comisia de Agricultură, cei din Parlament au de gând măcar să se gândească la câteva lucruri extrem de simple care nu țin altceva decât de o voință politică, nu implică statul din punct de vedere financiar. Ce ar fi dacă am vedea măcar la raft expus cât este adaosul vânzătorului, pentru mine ca și cumpărător, să corect, știu. Corect, da. Dom'le, adaos de 10%, 50%, 100%. Asta ar trebui și pentru acești țamsari, pentru toată lumea, să știi. Da, o lege în care noi să fim informați, până la urmă e dreptul meu să fiu informat, nu? Normal. Dacă domnul Baronescu vinde cu un leu și eu o cumpăr cu 3 lei. Vă rog. Deci și pentru supermarket, pentru magazinele mari, nu numai pentru țamsari. Pentru toți, da, și la nivel de transport și la nivel final de magazin, fie el magazin mai mic sau supermarket. Exact, pentru că au niște profituri de nebunești. Sau vezi că îți bagă cheltuieli de transport cam jumătate din costul mărfii. Adică sunt lucruri necontrolabile, care nu sunt controlate, că nu sunt necontrolabile, că sunt controlabile, cum să nu. Nu poți să-ți spui nimic, că să duci 30 kilometri... 20 de tone de marfă de poate 100 de milioane. Adică e exclus. Domnul Baciu, eu pe lângă faptul că sunt producător și comercializez, pentru că am un depozit de legume fructe. Să știți că eu le și transport marfa de la mine din depozit până la depozitele lor. De exemplu, dacă au nevoie de marfă la Cluj, la Poca, eu le duc marfa acolo. Eu asta. Deci, nu, chiar așa este. Și atunci ei nu plătesc nici transportul. Plătesc, este, primesc un profit uriaș pentru transportul pe care îl suportați tot dumneavoastră. V-am dat exemplu adineauri că ei, nici măcar factura, din factura cu care eu fac, pe care o fac pentru produsele mele, mai îmi scad din preț. Pentru că sunt niște contracte și dacă vreți vă arăt 3-4 contracte în care supermarketurile scad din preț și mă pune să autofacturez pentru că au ei cheltuieli de logistică. Deci și la prețurile alea, dacă sunt afișate, nu sunt corecte, pentru că nimeni nu vrea să înțeleagă în România ce le-a spus. Măi, din moment ce eu vând cu un leu produsul meu, de ce trebuie să mai refactureze, să mai scadă din preț printr-un mijloc aproape, din punctul meu de vedere, ilegal. Dar inclusiv dacă adăugăm și ce îmi spune aici,
ce vorbeam zilele trecute de promoții care tot de producători sunt suportate, exact. Este încă o problemă. Haideți să luăm publicitate și să vorbim și despre asta în câteva minute. Am revenit în direct, discutăm despre problema prețurilor, pentru că în mod sigur pentru cine cumpără în fiecare zi mai scump o legătură de ceapă sau un kilogram de cartofi, asta reprezintă o problemă, mai ales în țara noastră, unde, din păcate, așa cum știm, majoritatea populației nu are sume pe care să le neglijeze la o creștere de preț, chiar dacă e vorba de 50 de bani. Ovidiu, aici am văzut reacția tuturor invitaților, comerciantul. De ce nu putem să organizăm cumva aceste negocieri? De ce este comerciantul stăpânul tuturor la noi? În momentul de față există un monopol, așa cum spuneau și ceilalți invitați. Este deținut clar de către comerciant, are cea mai mare cotă de piață și implicit... Cum se justifică asta? Adică din punctul de vedere al celor care produc n-are nicio logică. Domnul Anton, dați-mi și mie voie și imediat vă las să vă spuneți punctul de vedere. Ei au înghițit și magazinele de proximitate, de cartier. Totul se desfășoară acolo în cadrul unui hipermarket. Dar știi ce e cel mai trist în toată ecuația asta? Că încă foarte mulți fermieri, foarte mulți producători își doresc să ajungă în aceste hipermarketuri, cu toate că politica de prețuri le este impusă de hipermarket. Și de ce își doresc asta? Ce dovedește? Doar pentru că nu, siguranța faptului că vând anumite cantități? Nu au posibilitatea să vândă în altă parte, iar pentru ei reprezintă o bulă de oxigen odată ajunși acolo. Chiar cu un câștig mic, dar știu că au constanță, au continuitate și n-au ce face. Sunt multe probleme la nivel de legumicultură, n-au depozite, n-au centre logistice. Adică cu toții ne plângem, pe de-o parte consumatori, că nu mâncăm sănătos și ieftin, producătorii la rândul lor au foarte mare dreptate. Toată lumea e nemulțumită, mai puțin vânzătorul care n-are niciun motiv. Care nu face nimic decât mută paharul de pe o parte pe alta, cum ar veni. Da, domnule Anton. Că comerciantul impune regula. Ei fac regula. Da. De ce fac ei regula? Produsele sunt ale dumneavoastră. Pentru că comerțul cu legume, fructe astăzi, 70% din comerț, din cei ce cumpără să mănânce, acest comerț se face prin intermediul supermarketurilor. La nivel european, acest proces și este de chiar nu, mai mare. De ce nu vorbiți direct cu supermarketul, de exemplu, ca să scăpați de veriga asta? Nu există contact? Doamne, sau ce se întâmplă? Eu știu că e o negociere foarte dură cu foarte mulți avocați de partea lor și cu mult efort de partea dumneavoastră, dar până la urmă această veriga a intermediarilor sau a samsarilor vă fură până la urmă pe dumneavoastră mai ne mult sau mai toți, puțin indirect. Toți avem dar de pe ei dărâmă ca afaceri și tot ce află. Ca și producător, dar și pe mine ca și consumator. Evident, pentru evident. Că plătești dar noi până la urmă dublu. Ne luăm legătura de ceapă de la supermarket când o căutăm, dar producătorul dacă rămâne cu marfa pierde tot. Asta aici nu înțeleg de ce procesul ăsta este atât de în favoarea intermediarilor. Dacă îmi permiteți, vă rog. Baronescu sunt. Știți care e problema? Pleacă totul de la cele asocieri cooperative depozite. Dacă e un depozit cu 1000 de sau cu 100 de oameni care duc la depozite, există un preț la a întâia și un preț la a doua. Dacă sunt să duc pe piața liberă și negociază cu fiecare, avem 100 sau 1000 de prețuri. Nu-i convine lui, ia de la altul. Asta înseamnă ce spuneam eu mai înainte, acele politici care au distrus, au fragmentat legumicultura românească și agricultura românească, pomicultura, viticultura și legumicultura, în loc să le permită, prin cadrul legal, să se asocieze, să se unească, să facă acele centre de achiziție. Asta este motivul, pentru faptul că ei negociază cu 1, 2, 10, 50, 100, 1000. Și atunci avem 1000 de prețuri, nu-i convine lui, ia de la lantul. Asta este problema. Totul pleacă de aici. Și autoritățile ce fac în toată această... Autoritățile dorm, au dormit 30 de ani. Ce să facă? Asta fac, dorm. Vă spunea domnul Baciu că autoritățile române nu au făcut norme de aplicare a unei legi care era favorabilă fermierului român și consumatorului român încă de 7 ani, din 2006. Și de ce nu vă asociați să faceți presiuni ca dacă măcar avem o lege care parțial e benefică, să o și întâmplăm în realitate? Aici este altă problemă a agricultorilor care nu se asociază și nu se întâlnesc.
Nu, nu, asociațiile. Noi avem reprezentanți, noi avem reprezentanții asociația producătorilor de carne, producătorilor de mere, producătorilor de cereale, avem producătorilor de lapte, avem tot felul de asociații, dar dacă îi vedeți pe cei care ne reprezintă, o să vedeți că sunt cei care ne reprezintă acolo și inclusiv în emisiunile dumneavoastră și în cei care îi prezentați foarte mult, nu vorbesc de dumneavoastră ca post, dar o să-i vedeți pe anumiți oameni care de ani de zile sunt aceiași și vorbesc despre ce se întâmplă, dar dacă vă uitați ce fac ei în spate, acești reprezentanți ai noștri, sunt de fapt ce fac? Spuneți-ne ce fac. Ei își rezolvă problemele lor de business prin faptul că sunt în fruntea unor astfel de asociații. Și ce business erau? De exemplu, fiecare în asociația pe care o reprezintă vine și spune că reprezintă, dar face altceva? Da, da, face altceva. De fapt, nu reprezintă interesele producătorilor, ci reprezintă mai ales interesele lor personale. Uitați-vă la fiecare în parte. Din ce a făcut bani fiecare și de ce carnea, zilele trecute citeam că până și oierii sunt triști când au văzut prețul la carnea de men pentru paștele care urmează să fie. Deci nici oierii nu sunt acolo și pe ei i-a scandalizat prețul cu care se vinde în momentul ăsta sau se proximează că se va vinde carnea de miel în perioada sărbătorilor pascale. Deci pe ce discutăm? Cine intervine? Ia uitați-vă cine reprezintă, care sunt cei care reprezintă carnea, ca să nu vorbesc de domeniul meu de legume fructe, tot timpul, în toate intervențiile, și în Parlament, și nu știu unde. Vorbea domnul Baciu că discutam acum 8 ani în Comisia de Agricultură. Se discută astăzi ceva în Comisia de Agricultură din România sau din Parlamentul României, cele două comisii, atât din Camera Deputaților cât și din Senat. Ne dați niște nume ceva de oameni cu față dublă? Vă dau, Sorin Mina. Mai spune. Cel de la lapte, croitorul, care nu are niciun... Eu mă struncină când iei laptele. Bebați producătorii de lapte cu cât se vinde laptele la producători și cât e laptele în supermarket. Și o să vedeți o diferență colosală. Și dumnealor, când apar, sunt foarte mulțumiți. Foarte mulțumiți. Bun, eu m-aș întoarce un pic la relația asta dintre producători și hipermarket și vroiam să întreb pe invitații mei, cu siguranță că fiecare dintre noi a mers în străinătate, a călătorit. Acolo, la sfârșit de săptămână, am văzut că aceste mari magazine sunt închise, cel puțin duminica, da? Eu am trăit chestia asta în anumite țări. Atunci, micul comerciant de lângă casă, magazinul de proximitate, vânzătorul, piețele volante, sunt ale producătorilor. Fiecare se poate aproviziona la un preț decent, corect, și direct fiecare de azi, are de câștigat la rândul lui. Ar fi și asta o soluție, domnilor, măcar așa, pe moment. Domnul Ghinea, știți foarte bine că eu am propus o lege de acum 8 ani ca supermarketurile să fie închise în weekend. Păi ce credeți că mi-am luat? N-am mai putut să vând la supermarket produsele mele pentru că pe unde mă duc eu îi nu mai apar. Că zice, domnule Anton, ăsta e ăla nenorocitul, ăsta e ăla care ne face probleme, care spune foarte multe lucruri pe nume. Deci chiar n-am mai putut să vând. Dar asta este una din soluții. Una din soluții este ca la Viena. Mergeți la Viena și să vedeți. Hai să nu dau un exemplu, Viena, că e prost acum în conjunctura de Schengen. Mergeți în Italia, mergeți în Spania și să vedeți că supermarket, marele capitale ale lumii, supermarketurile sunt închise în timpul weekendului. Dar nu numai închise. Vă rog. De jos nu numai închise. Se află și la o distanță destul de rezonabilă față de urban. Ceea ce la noi nu se întâmplă. La noi e... au închis toate chioșcurile astea de la blocuri, de-au venit în mijlocul orașului, supermarket lângă supermarket. Și asta e o problemă. Da, ce se întâmplă? Discutam și spuneam, toate chestiile astea se întâmplă și datorită faptului că aceste hipermarketuri, prin legile date în România, sunt în mijlocul orașelor, au distrus tot ce înseamnă magazin de familie,
Corect. Și normal că prin presiune pe care le fac și prin lobby-uri pe care le fac, sunt deschise și în weekend. Da, și eu am văzut în străinătate și nu acum de foarte mult timp, că într-adevăr weekend-ul este adresat, să zic așa, magazinul de familie. Sau de, de cartier. De proximitate, să le sunt magazine de proximitate. Da, exact, ele ar trebui, da, corect. Iar care ar trebui să fie o sursă și pentru cumpărători și pentru cei care vor putea trăi din așa ceva. Dar de exact asta spun. Păi vă dați seama, s-a distrus o întreagă rețea de magazine și o grămadă de oameni, magazine, familii, care practic și-au pierdut business-ul. Adică nu s-a gândit nimeni la treaba asta, că într-adevăr o să se desfințeze? Nu știu, mă rog. La noi în țară oamenii sunt certați. Păi nu te-ai descurcat mai bine. Nu ești în stare. Nu este mentalitatea. Nu-i protejăm tot pe ei, acuzăm că n-au știut să facă mai bine. Ceva. Să nu mai îmi bage mie pumnul în gură vreodată cineva, prin politician, că nu mă descurc, în condițiile în care eu am niște subvenții de batjocură, comparativ cu aia din vest, care nu mai au subvențiile pe față mărite, dau și subvenții ascunse la electricitate, la apă, la folie, la îngrășăminte, la pesticide și cu susținere puternică. Păi vă spun ceva. Noi muncim mult mai mult și producem mult mai bine și mult mai calitativ decât ei. Indiferent ce să spună și ce să spună ceva. Suntem mult mai săraci producătorii români. Mult mai săraci. Domnilor, cum vă explicați? Dumneavoastră știți răspunsul, da? E o întrebare retorică. Cum pleacă mărul din Polonia, din fermă, cu același preț ajunge și în magazinul din București? Exact. E simplu. Ca să înțeleagă și cumpărătorii și să știe să facă alegerea, măcar atunci când văd pe etichetă bine, sursa. Bine, domnul Ghinea, că mărul, statul polonez subvenționează indirect acest preț. Asta am vrut să aud din gura dumneavoastră, n-am vrut exact. Să o spun eu. Nu numai prețul. Și transportul. Nu numai prețul de vânzare, da. El subvenționează, ce mai subvenționează și o parte din inputuri. Lucru care la noi nu s-a întâmplat. Cam subvenționează prețul de cost. Aici, ca de asta tot întreb unde sunt autoritățile române și de ce negocierea asta se întâmplă haotic, dezlânat și cu efectele astea pe care le suportăm cu toții în final. Doamnă, că mor. De-aia a venit, a fost luni. S-a discutat săptămâna trecută că fermierii români primesc 10%, o extind puțin. 10 milioane. Discuția, 10 milioane de la, da, de la Uniunea de la Europeană. Pentru ceea ce s-a întâmplat. O sumă infimă, nu discut. Toată lumea, săptămâna trecută, spunea, merge domnul Daia să schimbe, să facă, să negocieze, să facă ceva. A mers domnul Daia acolo, a intrat, cum a intrat și a ieșit, ca să nu zic vorba aia românească. Ce ne-a spus el la conferința de presă? Că a făcut tot ce trebuie, dar de fapt n-a obținut nimic. Cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? Ce să vorbim despre autorități când în lucruri mari, în lucruri generale? Păi ia Bulgaria mai mulți bani de la Uniunea Europeană pentru ce s-a întâmplat cu prețurile din Ucraina și noi luăm de restul lumii? Bulgaria ia aproximativ 30 de euro pe tona de grâu ca și compensare de preț la pierderile avute, iar fermierul român ia 1,3 euro pe tona de grâu. Ca să vezi așa o diferență. Diferența, da. Da, domnul Baciu. Iarăși, unde sunt autoritățile? O să încheiem emisiunea. Unde sunt autoritățile? Autoritățile ascund tot ceea ce fac. Eu am declarat și încă o dată declar, și cred că și la domnul Ovidiu am declarat acum vreo luni de zile, eu știam de această împărțire, eu, fermier, știam de această împărțire de o lună de zile. Ministrul nu știa? Eu știam de o lună de zile, de la Turcia, câți bani a fiecare țară. Ministrul nu știa? Eu am făcut-o public în timpul ăla, uite, doamne, ce am aflat de la Turcia și sumă ministrul meu. Și acum a sărit în sus când a sărit presa. Corect. Da, deci asta e concluzia. Practic, autoritățile lipsesc, cu asta vreau să și închei, lipsesc cu desăvârșire, lipsește și umbra autorităților din acest subiect. Corect. Și totuși vorbim degeaba de foarte mult timp despre protecția și a consumatorului, cum spuneam mai devreme, dar a producătorului. Pentru că în final noi, cum spuneam, ne ducem și ne luăm din supermarket o legătură de ceapă importată, ne rezolvăm problema, dar producătorul rămâne pe din afară și pică și business-ul. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și vă mai așteptăm la Prima News. Luăm pauză acum și ne revedem la Fix.
Bună dimineața, sunt Raluca Alhadad, este ora 10, sunteți la Prima News. Peste 17% dintre copiii de 11 ani din România au vârsta necorespunzătoare cu nivelul de studii. Adică sunt în altă clasă decât ar trebui să fie la vârsta lor, fie pentru că au debut școlar întârziat, fie pentru că rămân repetenți. Cifrele se regăsesc într-un raport al Ministerului Educației. În toate școlile și liceele din București există consumatori de substanțe interzise în rândul elevilor. Declarația a fost făcută de Andreea Bodea, directorul colegiului Ion Luca Caragiale din Capitală, invitată aseară în emisiunea Proiect de Țară România de la Prima News. Andreea Bodea susține că interacțiunea cu părinții este în general proastă pentru că aceștia neagă. Cum a fost interacțiunea cu părinții? Este în general proastă, așa cum am spus și astăzi, pentru că în lipsa unei dovezi palpabile, pe care eu evident că nu o am, căci dacă aș avea-o, m-aș fi oprit direct la DIICOT. Dacă aș găsi într-o bancă sau în curtea școlii un plic cu stupefiante, înainte de a suna părinții sau părinții, înainte de a suna pe oricine, aș informa inspectoratul și m-aș duce direct acolo unde se merge în asemenea situații. La nivel de zvon, eu îl transmit în continuare, stimată doamnă, stimate domn, am o informație cum că fiul dumneavoastră la petrecerea sau în excursia în care a fost sau în grupul în care a fost, a consumat niște substanțe. Moment în care părinții au o reacție în... Doar de două ori mi s-a întâmplat să nu aibă această reacție, o reacție de negare. Copilul meu nu face așa ceva. Copilul meu nu face așa ceva, bineînțeles, îmi cunosc copilul, pe mine copilul nu mă minte, eu știu exact ce face copilul meu. Nu, realitatea este că mulți părinți nu știu în ce grupuri sunt copiilor, ce conexiune au copiilor, căci sunt incredibile, da? Sunt rețele de socializare care le permit să vorbească și să se întâlnească practic sau să stabilească întâlniri practic cu oricine. Da? Și poți să ai surprize din toate direcțiile. Tot la Prima News, medicul Bogdan Gheorghe de la Agenția Națională Antidrog a spus că numai în București sunt 8.000 de consumatori de droguri injectabile, în special heroină. Este un consumator de heroină care își administrează drogul pe cale injectabilă cu o frecvență de minim 3 ori pe zi. Este un indicator care este gestionat sau măsurat la nivel european pentru a implementa și serviciile necesare lor. În afară de aceștia, dumneavoastră ați început cu știrea de dată de DIICOT, cu acea rețea din școli. Acolo nu este vorba într-adevăr de consumatori problematici, dar sunt, cred că în special, consumatori recreaționali care nu intră în această categorie de consumatori problematici, dar care pot ajunge, pentru că tinerii, în special, ei au un efect, consumul de droguri asupra tinerilor este mult mai nociv, pentru că ei sunt în perioada de creștere, de dezvoltare fizică și psihică. Operațiunea Meduza, așa cum au numit procurorii ancheta privind traficul de droguri din școli, arată pericolele la care sunt expuși adolescenții. Ca să evadeze din realitate, mulți ajung dependenți. 7 suspecți care le vindeau droguri liceenilor au fost reținuți pentru 24 de ore. Alți 3 au fost puși sub control judiciar. Sunt foarte tineri, au între 17 și 26 de ani. Iar elevii din 12 școli din București și Giurgiu primeau zilnic mâncare stricată. Firma responsabilă de catering a fost închisă temporar de ANPC. În bucătărie era o mizerie de nedescris. Mâncarea era expirată, grătarele pline de rugină și praf. Inspectorii au găsit și bureți de vase uzați și murdari, hota și aragazul pline de grăsime. Pâinea era ținută la soare și oalele cu mâncare gătită descoperite. Firma rămâne închisă până când va remedia problemele și are de plătit și o amendă de 10.000 de lei. Armături dezgolite și ruginite, piloni de susținere fisurați de sus până jos și bucăți de beton care se desprind cu mâna. Sunt 3 poduri intens circulate din cel mai mare oraș al Moldovei. Construcțiile stau să se prăbușească și dau fior localnicilor. Cum n-au însă altă soluție, ieșenii înfruntă zilnic pericol. Este oficial, decizia ASF de a retrage autorizația de funcționare Euroins a fost publicată în Monitorul Oficial.
Toți clienții și păgubiții care au contracte cu această companie pot depune cereri de despăgubire la Fondul de Garantare a Asiguraților. După 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, vor putea începe și plățile, iar după 90 de zile de la faliment, vor expira automat toate polițele Euroins. Tot după 90 de zile de la faliment, expiră și perioada în care pot fi depuse cereri de despăgubire. Contractele de asigurare rămân valabile până la expirat. Parisul a fost din nou scena unor proteste violente. Mii de oameni au ieșit și aseară pe străzi și au vandalizat tot ce le-a ieșit în cale. Pompierii au intervenit rapid pentru a stinge incendii, iar forțele de ordine au aruncat înspre oameni cu gaze lacrimogene și au ripostat în forță pentru a dispersa mulțimea. Francezii sunt în continuare nemulțumiți după ce guvernul lui Macron a decis majorarea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani. În vreme ce la Moscova au continuat discuțiile cu președintele chinez, Kievul a avut și el oaspeți de seamă. Premierul japonez a ajuns în capitala ucraineană într-un gest de sprijin. În paralel, vizita oficială a președintelui chinez la Moscova s-a încheiat aseară cu o cină festivă. Cei doi lideri au avut două zile de discuții. Întâlnirea lui Xi Jinping și Vladimir Putin s-a terminat cu un dialog care ridică multe semne de întrebare. Xi Jinping a spus: urmează schimbări care n-au mai fost în 100 de ani și conducem această schimbare împreună. Vladimir Putin i-a răspuns: sunt de acord, la care liderul chinez a concluzionat: te rog, ai grijă, dragă prietene. Celebra actriță Gwyneth Paltrow a ajuns în instanță în urma unui accident de schi. Un pensionar susține că a fost rănit după ce a fost lovit de Paltrow și cere despăgubiri de $300,000. Accidentul s-a produs pe o pârtie de schi din Utah în 2016. Bărbatul spune că femeia i-a provocat un traumatism cerebral, 4 coaste rupte și alte răni grave. Paltrow a făcut și ea plângere, susținând că a fost lovită de pensionar. Sport acum. Ali Bek este pus pe fapte mari și a stabilit un obiectiv demn de campion mondial. Se inspiră de la cei mai buni, înainte de meciurile naționale. Iar un alt tânăr de perspectivă a refuzat convocarea sub tricolor. Cătălin Cârjan, fotbalistul lui Arsenal, a ales să rămână la Londra în loc să joace pentru România. Meteo acum. Astăzi vremea se răcește în toată țara și va ploua în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 17 grade, iar minimele între minus 1 și 8 grade cu plus. Am revenit în studio, unde la această oră vorbim despre faptul că avem tot mai mulți repetenți. Fie că este vorba de copii care nu reușesc să treacă în clasa superioară, fie că este vorba de copii care au început școala sau procesul de școlarizare, inclusiv cu creșa sau grădinița, foarte târziu, toți acești copii îngroașă statisticile. Întrebarea orei este așadar astăzi: de ce renunță copiii la școală? La această întrebare răspundeți pe pagina noastră de Facebook și vom putea vorbi despre comentariile dumneavoastră în direct împreună cu Radu Sechei, specialist în educație, Bogdan Cârstea, profesor de istorie la Liceul Dante Alighieri din București, Elena Dobra, coordonator pentru protecție și programe educative școlare și extrașcolare, și de asemenea cu domnul Marian Staș, expert în educație. Bună ziua tuturor! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună ziua! Bună dimineața! De ce avem această creștere? Există vreun motiv lămurit până acum a repetenției? Motivele sunt multiple, pentru că, în primul rând, vorbim despre o pierdere reală de învățare din perioada pandemiei și, în ciuda faptului că s-au schimbat sau profesorii, învățătorii au fost mai blânzi în evaluare, au trebuit totuși să respecte anumite standarde de evaluare și să se asigure că elevii care trec clasa au nivelul de competențe necesar cu care să poată face față mai departe. Pe de altă parte însă, avem și o situație în care foarte mulți elevi repetă clasa datorită absențelor. Este un fenomen de absenteism ridicat, care duce la un anumit număr de absențe, se scade nota la purtare și elevul repetă clasa. Dacă are situația neîncheiată la anumite discipline, chiar dacă poate ar fi învățat sau ar fi putut să-și încheie situația, dar nu o încheie din cauza absențelor, la fel, îngroașă rândurile repetenților.
Există și situații în care, de exemplu, la clasele mici mai ales, se constată că, sau părinții constată că elevul nu poate face față și cere să fie ținut într-o clasă, sunt mai puține aceste cazuri, într-o clasă inferioară, dar există și asemenea cazuri. Deci sunt multe motive pentru care repetenția există și numărul repetenților a crescut. Eu cred că nu există acum o corelație clară între pandemie și repetenție, însă statistic se poate vedea că datorită crizei din pandemie și faptului că școala online nu a avut rezultatele pe care ni le dorim sau nu a fost la nivelul de calitate pe care l-așteptam noi sau l-am fi așteptat noi ca societate, numărul repetenților a crescut. E o altă problemă pe care poate o discutăm, dar nu începem cu asta. Ce anume ar trebui făcut mai degrabă decât să îi lăsăm repetenți pe acești copii? Cum am putea să rezolvăm problema astfel încât să nu devină o stigmă repetenția, ci să fie un sistem de sprijin astfel încât ei să nu rămână repetenți, să găsim, să eliminăm aceste cauze ale repetenției decât să folosim, mai degrabă decât să folosim repetenția ca pe o armă, ca pe un instrument și ca pe o amenințare pentru copii. Aș vrea să mă refer puțin la ultima categorie, chiar dacă facem un fel de mini-paranteză la subiect. De ce își doresc părinții să țină copiii într-o clasă inferioară? Câte situații? Sau nu câte? Da, în ce situații ajung părinții să dorească asta? De exemplu, sunt la clasa pregătitoare, clasa întâi, constată că elevul nu a progresat așa cum și-ar fi dorit ei. Cred că încă nu era momentul să-l înscrie la școală și solicită să se retragă și să reia clasa. Vorbim de copii care ar intra la 5 ani jumate sau 6 ani în da, ritmul școlar? În general, sau... da, cam acolo se aplică metoda asta. Nu se aplică mai târziu. Adică n-am auzit cazuri în care un copil de clasa a treia să fie retras și reînscris în clasa 3-a. Mă gândeam că sunt cazuri în care poate un copil a fost bolnav o perioadă lungă. Asta vreau să spun. Există și aceste cazuri în care copilul este bolnav o perioadă mai lungă, dar dacă vorbim de boli cronice, există și instrumentul școlii de spital sau școlii la domiciliu prin care elevului se poate aloca profesori, îi se pot aloca profesori sau un învățător care să lucreze cu el acasă sau la spital astfel încât să nu înregistreze pierderi de învățare în măsura în care acest lucru este posibil. Deci, oricum, astea sunt cazuri care rămân ca excepție. Da, da. Chiar și în cazurile niște de repetenție motive, cele mai rare. Niște motive de repetenție, însă cel mai des întâlnit caz este acela al neîncheierii situației școlare. Fie pentru că nu au suficiente note, fie pentru că au multe absențe, fie pentru că nu se prezintă la examenele de corijență dacă au avut situația sau au avut media sub 5 la finalul anului școlar. Și atunci, în cazul acesta, repetenția este soluția aplicată. Haideți să vedem de ce se ajunge la aceste situații, chiar dacă nu o să stăm foarte mult, dar ca să facem lumină în acest fenomen pe cât posibil și după asta să vorbim într-adevăr despre ce am putea să facem în loc, pentru că probabil nu ajută deloc această repetenție și de cele mai multe ori, dincolo de chestiunile administrative sau de învățare, devine o etichetă. Copilul repetent, cred că este și acum în România o sintagmă care vine cu foarte mult blam. Domnule Staș, cât de mult ar trebui să ne aplecăm asupra acestei probleme? De ce am ajuns să creștem în fiecare an numărul de repetenți? Care este problema principală dacă este să ne gândim la nivel macro? În primul rând, bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Am ascultat cu atenție argumentele prezentate aici de Radu și aș face două comentarii. Unul în cheie strategică și celălalt legat de un argument pe care tu, Radu, l-ai prezentat. Și anume, din punctul meu de vedere, acest tip de situație de repetenție reprezintă vârful la vedere al unei situații sau unei stări, de fapt, extrem de complicate și de inconfortabile, și anume inadecvarea structurală a actualului sistem public educațional la cerințele și nevoile secolului 21, atât din punctul de vedere al copiilor, cât și din punctul de vedere al nevoilor societății. Este limpede ca lumina zilei că felul în care școala se desfășoară acum nu mai corespunde cu ceea ce copiii și societatea au nevoie. Și aici mă refer în primul rând, ca să merg direct așa la cheia
chestiunii, din punctul meu de vedere, la ceea ce înseamnă piesa zero sau cheia de boltă a oricărui model educațional, și anume felul în care copiii ăștia fac școala, respectiv modelul curricular, cu tot ceea ce înseamnă conținuturi, modalități de evaluare și așa mai departe. Majoritatea covârșitoare a tuturor aspectelor ăstora sunt fix pe sens invers în raport cu ceea ce înseamnă felul de a funcționa, felul de a fi al copiilor și tot ceea ce înseamnă nevoile lor. Asta are drept consecință demotivare, abandon, rezistență slăbită la efort, rezistență slăbită la efort, și aici mi-a venit în minte acum, mi-au venit în minte subiectele de la matematică, de la simulare de ieri, în care am constatat și un anume tip de ipocrizie de sistem, și anume prezența masivă a foarte multor subiecte, extrem de ușoare, extrem de ușoare, care de fapt nu ne fac decât să ne îmbătăm cu apă rece, să ne furăm căciula despre câtă carte știm. Ori dacă cei mai mulți copii sau copiii stau tot timpul în această mistificare de sistem, evident că felul lor de a funcționa este unul foarte puțin eficient și atunci e mult mai mare probabilitatea de a obține rezultate slabe, culminând cu acest aspect pe care îl discutăm azi. Și acum comentariul legat de ce spusese și Radu în legătură cu felul în care rezolvăm chestiunea, cu felul în care abordăm această situație, are de-a face cu nevoia de, cum să zic așa, de schimbare de mentalitate, de transformare fundamentală a relațiilor dintre elevi, profesori și ariile de învățare, ceea ce învață, astfel încât modul de funcționare, modul de evoluție în școală să conducă mai departe la atitudini de tip mâine pot mai bine decât azi, poi mine pot mai bine decât mâine și așa mai departe, fără să fie, cum să zic așa, tot timpul nevoie să mă compar, să mă uit în stânga, în dreapta, să văd ce fac ceilalți. Și evident, din această perspectivă, soluția o reprezintă o transformare profundă, profundă, profundă de componente strategice ale modelului public educațional, pe care, din păcate, actualele legi ale educației, această transformare o ratează copios, trist și mediocru. Domnule Cârstea, cum este în liceul dumneavoastră situația cu repetenții? Câți aveți? Cum abordați problema? Cum evitați, dacă este posibil acest lucru, ca un elev să rămână repetent? În primul rând că în liceul nostru nu prea avem repetenți. Cazurile de repetenție sunt destul de rare. Avem în schimb așa din când în când corigenți. Mai avem și noi, ca să zic așa, vorba lui Caragiale, faliții noștri, pe care încercăm să-i ajutăm cu ore remediale. Cum faceți acest lucru apropo de ce ar putea să facă sistemul mai bine pentru copii decât să-i lase repetenți? În primul rând, un program de învățare remedială, ore remediale, pe care le facem cu toții. Cam fiecare catedră are un asemenea program pe care le facem. Partea proastă e că unii elevi vin, înțeleg că au o problemă și vin la aceste ore remediale, alții nu vin. Și de multe ori aici se face diferența. Cei care vin reușesc într-un final să-și depășească problema, care de multe ori e o problemă de moment. Ceilalți, până la urmă, ajung în situația de corigență și vara, în perioada dintre încheierea anului școlar și sesiunea de corigențe, vara, atunci, în perioada aceea, își dau, în sfârșit realizează și ei că trebuie să facă ceva, trebuie să pună mâna pe carte. Aici, la problema aceasta, a menționat domnul Sechei mai devreme câteva aspecte, câteva cauze, câțiva factori determinanți. Într-adevăr, perioada pandemiei a fost, ca să zicem așa, hotărătoare. O perioadă bulversantă, în primul rând pentru copii, chiar și pentru noi profesorii, pandemia în sine a fost o perioadă bulversantă.
De adaptat, să știți că ne-am adaptat relativ repede și destul de eficient la perioada pandemiei. E adevărat că n-a mai fost acel nivel de învățare de dinainte de pandemie. A scăzut un pic nivel. Aș vrea să vă întreb ceva, că mi-a rămas atenția acolo, cu scuzele de rigoare că vă întrerup. Ați spus mai devreme că după vară, în sfârșit, copiii înțeleg ca o problemă. Acest în sfârșit, mi se pare, e o interpretare personală, bineînțeles, mi se pare că pune o presiune pe copil. Cum ar putea să înțeleagă un copil, indiferent de vârstă, că este în clasa a 9-a sau a 12-a, implicațiile pe care le vede un adult? Nu ar trebui să fie ajutat cumva în această înțelegere? Și aici vă întreb pe dumneavoastră și ca profesor și pe părinți. Vă rog. Dacă mă lăsați să duc ideea până la capăt, o să vedeți. Aici vreau să mă îndrept. Și anume, am trecut de perioada pandemiei, încercăm să revenim la acel nivel la care eram înainte de pandemie, să zicem că începem să ne apropiem. Problema cu conștientizarea situației în care este elevul. Aici e un aspect foarte important, după părerea mea, și anume părinții. Părinții, mă rog, e o părere personală, dacă îmi dați voie, ocupați de carierele lor, de fapt nu realizează că eșuează în cea mai importantă carieră a lor, și anume cariera de părinte. Foarte mulți părinți nu înțeleg faptul că fiul, fiica au o problemă la școală și fie le spun las că te descurci tu în cele din urmă, fie în momentul în care ajung într-o situație dificilă, pe ultimul moment, încearcă să vină la școală să vorbească cu profesorul, cu profesorii, dar să vorbească ce? Că n-au ce să vorbească. Profesorul îi spune, domne, l-am chemat la ore remediale și n-a venit. Și abia atunci începe și părintele să înțeleagă că de fapt ar fi trebuit să fie un pic mai ocupat de copilul lui, și mai puțin, să zicem, ocupat, măcar pentru o perioadă de cariera lui. Părinții, de multe ori, sunt foarte puțini copii care înțeleg din timp că au o problemă la o anumită disciplină. Că au o problemă la matematică, că au o problemă la română, la fizică, la eu știu ce. Și mă întrebam acum cum înțeleg ei, sau simt mai degrabă o amenințare, nu neapărat o amenințare formulată amenințare de cineva, cât o frică. Exact. Simt presiunea, simt frica, dacă vreți. Așa. În schimb, părintele, care se presupune că este un adult cu de experiență, ar trebui să înțeleagă mult mai devreme decât copil. Și ar trebui să facă ceva. Ar trebui să se ocupe mai mult de copil, să-l verifice ceva mai mult. Dar nu face. Foarte puțin părinți înțeleg. Dar știți cum e că părintele e greu să devină paznic sau, cum să zic, gardian, așa. E o chestiune foarte delicată și evident că fiecare familie are propria dinamică și fiecare clasă sau relație profesor-elev are de asemenea propria dinamică. Și aș vrea să vorbim mai mult de copii și adulți decât de elevi profesori sau elevi părinți, pentru că până la urmă, iarăși, părere subiectivă a mea, ca nespecialist, copilul versus adult se întâlnește pe de-o parte în școală, unde responsabilitatea este a școlii, a autorităților, se întâlnește copilul cu adultul acasă, unde este altfel de ghidaj, și se formează copilul adult în legătură cu toți ceilalți, inclusiv cei de vârsta lor, în mediul în care ajung să se întâlnească unii cu ceilalți. Cumva împărțirea asta cu granițe clare între categorii mi se pare că nu ne ajută foarte mult, Radu. În primul rând, permiteți o secundă. Vă rog. Vreau să fac o completare la ceea ce spuneați dumneavoastră. Spuneați de părintele paznic. Părintele de multe ori trebuie să fie și paznic. Copilul este în grija școlii 6 ore pe zi. Restul 18 e în grija părintelui. La școală, noi profesorii avem grijă de copii. Ne ocupăm de ei, dar restul orelor... N-aș generaliza asta, nu știu cum sunteți dumneavoastră personal ca profesor sau în liceu care este atmosfera, pentru că nu v-am vizitat, dar să nu generalizăm, pentru că sunt și profesori care lovesc copii în școala din România și atunci
De asta spun că relația și discuția este cu totul una delicată, pentru că vorbim de niște copii care se pot trata cu totul, pentru că adulții care sunt responsabili dau cumva pasă la vină de la unul la celălalt. Copilul nu este niciodată de vină. Cred că aceasta este cea mai mare problemă. Primul adult responsabil e părintele. De acord, de acord. Cred Dar asta... granițele astea mi se par, aruncăm pisica peste un gard, așa. Da, cred că asta este cea mai mare problemă pe care o văd în ultima perioadă. Se dă vina dintr-o parte într-alta, în loc să ne uităm la un context de colaborare, pentru că până la urmă... În loc să înțelegem că suntem o echipă până la urmă. Este să sprijine familia în educarea copilului. Școala nu va înlocui familia niciodată în educarea copilului, dar pe de altă parte trebuie să ținem cont de faptul că majoritatea copiilor care se află în situație de repetenție provin din grupuri vulnerabile, provin din familii care au probleme, provin din familii în care probabil părinții fac parte din acei 40%. Poate copiii se refugiază spre școală atunci când acasă nu găsesc echilibru de care au nevoie și este alături de noi și doamna Elena Dobra, coordonator pentru protecție și programe educative, fie ele școlare sau extrașcolare. Ați auzit și dumneavoastră toată discuția de până acum. Cum vi se pare dumneavoastră, având în vedere că trebuie să gândiți programe, cum vi se pare ce ați auzit până acum și unde credeți că ar fi cheia soluției pentru a-i ajuta pe acești copii? Bună dimineața tuturor, mulțumesc pentru invitație. Cum văd eu problema? Aș începe cu ceea ce spunea Eminescu cu aproape 200 de ani în urmă. Școala va fi școală când omul va fi om, iar statul va fi stat. Dacă ne gândim la ce se întâmplă în jurul nostru, omul de mult nu mai știe să fie om cu adevărat. Valorile au fost răsturnate sau tendința este să se răsturne valorile. Iar politicile educaționale oferite de stat nu știu în ce măsură mai corespund realităților de astăzi sau realității de astăzi. Vă simțiți ajutată de autorități în momentul în care gândiți un program care să ajute copiii? Da, nu se pune problema. Nu se pune problema gândirii unui program. Noi facem proiecte și programe școlare, extrașcolare, implicăm copiii. Din fericire, situația noastră este mai bună pentru că nu avem situații grave de repetenție. Dar voiam să atrag atenția asupra unui lucru. Lipsește motivația învățării. Învățarea reprezintă un proces îndelung, laborios, greoi, iar copiii din ziua de astăzi sunt învățați, din păcate, tot de către adulți să-și trăiască clipa. Nu mai sunt dispuși nici măcar înțeleg ei la vârsta aia ce înseamnă să trăiești clipa? Nici mulți adulți nu înțeleg, atâta, pe copii. Atâta timp cât o mămică își duce fetița de la 5 ani, de 5 ani la coafor și îi face unghiile, scuzați-mă. La clasa nu cred că asta înseamnă să trăiești clipa, îmi cer scuze. Nu știu, adică mie mi se pare ar trebui să stea să o ajute la teme, exact cum spunea domnul profesor dinaintea mea. Lângă mine au stat părinții, lângă mine a stat mama, eu am stat lângă copilul meu. Și așa mai departe, lucrurile se transmit. Noi doamna facem la profesoară, școală... Dumneavoastră aveți... Doamna profesoară, dumneavoastră aveți capacitatea să vă ajutați copiii, dar vorbim de părinți care ei înșiși nu au trecut prin școală. Sunt parte din acei 40% analfabeți funcționali pe care noi ca sistem îi producem anual și îi lansăm în societate. Pentru copiii lor trebuie să găsim alte soluții, în primul rând, pentru că aceștia în general participă sau devin parte a unor cicluri multigeneraționale de eșec educațional care se reflectă și prin această repetenție. Deci pe despre ei vorbim, nu despre cei care au părinți educați și care pot să-i ajute acasă. Am înțeles. Ei nu pot să-și ajute copiii acasă, dar sunt de acord ca acei copii să fie ajutați, pentru că avem situații, nu vorbesc la noi la liceu, dar sunt situații din ceea ce știu în sistem, că sunt părinți care nici măcar nu sunt de acord să-și trimită copiii la școală. Sau dacă lipsesc copiii de la școală, nu se iau niciun fel de măsuri. Adică noi nu avem măsuri ca în alte state. Păi spuneați mai devreme că autoritățile vă ajută să organizați programe extrașcolare și de sprijin. Haideți să vedem atunci ce lipsește. Cum vă putem noi ca autorități ajuta? Ce lipsește? Eu aș vrea să pun o întrebare. Cerem de la școală să fie, cum să zic, eficientă sau să rezolve niște situații foarte complicate. Atâta timp cât un copil vine după examenul de evaluare și intră la liceu cu media 2 sau media 3 și după aceea noi la bacalaureat cerem să fie luat bacalaureatul.
Mie mi se pare deja o ruptură fantastică. Este extraordinară, adică, ruptura. De dumneavoastră priviți acum din perspectiva liceului. Eu vorbeam în general. Pierderile da, cele mai mari de în învățare general, se întâmplă mai devreme. Sunt un nonsens. Apoi merg mai departe către învățământul superior. Adică de ce mai învață elevul până la urmă? Care e motivația? Elevul mai este motivat să învețe? Și cine poate să producă motivație modele, la nivelul unui avem copil? Avem pozitive. Avem modele pozitive oferite de societate, date în mass media, date în media. Avem modele pozitive, avem modele aduse de copii care învață, care au rezultate bune. Adică și cei care provin din medii, din acestea defavorizate, chiar dacă părinții nu îi sprijină, să vadă că prin școală și prin faptul că se vor strădui să învețe, pot ajunge departe singuri. Nu este nevoie să aibă părintele în spate, ok, sunt de acord. Sunt copii care vin de la centrele de copii, care nu au părinți și care ajung mari în viață, nu? Dar trebuie să le arătăm drumul, să arătăm calea. Noi nu putem să dăm vina pe școală sau pe profesor că nu face. Eu ce pot să fac cu el la școală? Dacă el în restul timpului, cum spunea domnul profesor dinaintea mea, vede numai exemple negative. Vede dar lipsa poate unor dacă valori un profesor are suficient farmec, îl atrage. Am auzit atâtea cazuri. De acord. Da? De acord, îl auzeam pe domnul Cristian Tudor Popescu, vorbea despre una dintre profesoarele domniei sale. Nu pot să uit această relatare. Felul cum vorbea despre femeia care i-a schimbat viața până la urmă. Și este un exemplu, l-am dat pe domnia sa exemplu, pentru că multă lume îl cunoaște. În schimb, un profesor și pentru mine, și eu am avut niște profesori magici în școală și cu toții avem. De asta spun că și școala poate recupera ceea ce strică părinții în 25 de ore acasă. O oră cu un profesor, o întâlnire de 5 minute poate schimba tot. Dacă se poate, vă rog. Am venit, nu este prima dată. Dumneavoastră puteți cel mai ușor să schimbați percepția copiilor asupra școlii și asupra sistemului de învățământ, asupra profesorilor. Trebuie să facem echipă. Și în loc să punem atât de mult accent pe aspectele negative care sunt în sistemul de învățământ, pentru că în orice sistem există uscături, da? Și ce facem, să le ignorăm? Promovate, nu? Nu să le ignorăm, dar ar trebui promovate și exemplele pozitive. Adică să fie o emisiune în care să arătăm copilul X a învățat, a ajuns departe prin propriile forțe, ajutat de profesor sau de părinți sau nu. Dar eu sunt convinsă că este și astfel de exemple. Și trebuie promovate, într-adevăr, valorile. Ce vede copilul peste tot, în perțele de socializare, în media? Sunt promovați, că nu vreau să mă exprim într-un mod mai... Dar ei văd un câștig facil, nu? De ce să mai învețe? E foarte greu să înveți, e foarte greu să îndeplinim niște standarde și atunci câștigăm facil, ne rupem de școală, intrăm într-un anturaj, cineva îmi dă niște bani, mai îmi dă și o țigară, părinții nu mă lasă la școală, nu mă lasă, mai iau și droguri, îmi trăiesc viața. Asta vreau să vă spun. El nu știe ce înseamnă trăiește clipa, în adevăratul sens al cuvântului. Dar îi se oferă un mod facil de a se simți bine de la vârste fragede. Ei sunt racolați, nu mai intru în alte probleme de... Da, sunt și acele medii atractive pentru ei, tot la atractivitate ajungem, dar în sens mental, în sens de conștientizare. Haideți să luăm pauză de publicitate, să vorbim despre asta, despre cum putem să-i atragem în câteva momente. Am revenit în studio unde discutăm despre experiența școlară și lipsa educației prin prisma de data aceasta a statisticilor despre câți copii avem repetenți. Aceste cifre cresc îngrijorător și rămăsesem înainte de publicitate la noțiunea de atractivitate. Nu doar a unui profesor, a oricui, orice funcționează pe admirație, pe atracție, nu? Nu vorbim de atracție sexuală aici, da? Ca să nu se înțeleagă lucrurile greșit, să le spunem pe șleau, da? Vorbim de personalitatea unui om care vrăjește un copil, că până la urmă unde se uită copiii? La ceva care li se pare frumos și interesant. Corect, dar sincer nu putem să ne așteptăm ca toți cei 200 și ceva de mii de profesori să fie șarmanți și nu, așa. Nu, nu este, un singur nu este o profesor cerință e suficient ca să în fișa postului. Da. Însă ce putem cere este ca activitățile pe care le organizează, felul în care școala exact se apropie de școala ca instituție, nu fiecare da, om da, în parte. Da. Eu acum vorbesc mai degrabă nu de indivizi care sunt la catedră, deși și ei sunt foarte importanți, ci de instituția școlii, instituția de învățământ care
prin ceea ce oferă copilului, prin intermediul profesorului, trebuie cumva să devină mai atractivă. Nu este atractivă și mă întrebam mai devreme, în timp ce vorbea doamna profesoară, de ce percepem învățarea ca fiind ceva foarte greu? Adică de ce le spunem că învățarea este grea? Nu, învățarea ar trebui să fie relevantă, în primul rând, pentru că dacă ceea ce învață ei li se pare relevant, legat, și pentru noi ca adulți, dar și pentru copii, dacă li se pare poate că văd legătura să între ce ceva învață... orice, fără să înțeleagă de ce sau să vadă o evident explicație, se să poate facă o legătură logică. Asta. Nu vorbesc de memorare, vorbesc de învățare adevărată. Ca să facem publicitate școlică, eu o repet ideea. Deci învățarea adevărată trebuie să fie legată de realitate, de relevanța a ceea ce noi învățăm. Și în momentul în care școala va reuși să-și modifice curriculumul, să-și modifice abordările metodologice în așa fel încât să demonstreze relevanța învățării copilului, nu să o demonstreze științific, ci să-l facă să o simtă. Exact. Să simtă de la lucrul ăla banal, nu pune mâna aici că te frigi. Ce e aia, mă frig? Ce e aia, mă exact frig, nu? Și mami, mergând mătușii mai departe și la uite, concepte pui de aici matematică și superioară, că și tot înțelege e Marian Staș online și promovează știința și astea. E foarte important să facem și aceste aspecte atractive. Și cred că acolo avea dreptate ce spunea și are dreptate în general. Modificarea modelului curricular este foarte importantă. Pentru că eu înțeleg și reacția oarecum defensivă a cadrelor didactici în momentul în care ei trebuie să facă același lucru pe care l-au făcut dintotdeauna cu aceleași instrumente, pentru că nu li se dau alte instrumente, fără un sprijin suplimentar, pentru că tot un învățător este la clasă cu 30 de elevi și 4-5 dintre evident, ei evident, și cu niște salarii infime și cu o atitudine a societății mulți, deja... Mulți cred că trec dincolo de partea salarială, dar au nevoie de alte tipuri de sprijin la clasă, au nevoie de sprijin efectiv pentru acei copii care să fie... eu știu, tratați diferit fără a fi stigmatizați, să primească sprijinul de care au nevoie pentru a fi aduși la, pentru a se recupera pierderile de învățare de vreme, nu la liceu. La liceu este foarte târziu. Nu mai ai ce să faci. Învățământul primar, clasele 2, 4, 6, de aia avem acele evaluări introduse prin legea Funeriu de mulți ani, de clasa 2, 4, 6, care, din păcate, nu au fost folosite suficient pentru a vedea în primul rând, cum ajutăm fiecare copil în parte, dar nici pentru reglare curriculară. Deci noi vedem, sau se vede la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație în fiecare an, ce itemi au probleme, care sunt, unde sunt problemele curriculare, dar n-am avut ca sistem chiar ieri capacitatea discutam să intervenim. Despre asta cu invitații și fix asta spuneau. A devenit etapa de evaluare națională o piatră de moară, un stres uriaș pentru toată lumea, în schimb ce primele trei evaluări care sunt, există, nu sunt folosite deloc. Ar trebui ca și evaluarea să fie o evaluare la fel ca primele, dar toate împreună să fie folosite pentru a ghida formarea ulterioară. Da, orienta. În loc să-i speriem cu niște examene și cu niște abordări din astea alb-negru, bine-rău, ești norocos sau ești favorizat sau ești condamnat, n-ai nicio șansă și așa mai departe. Da, și pe de altă eu parte... Permiteți? Vă rog. Aș fi vrut să spun și eu ceva, și anume legat de atractivitatea școlii. Eu am totuși impresia că abordarea este greșită. Învățarea nu a fost niciodată ceva plăcut. A învăța presupune muncă, presupune renunțări. E mult mai ușor să stai afară cu prietenii, să bați mingea sau da, să fumezi o țigară. Da, dar nu că o corvoadă, îmi cer scuze că vă întrerup. Da, orice învățare, când ești curios, ești și dispus să faci un efort și te bucuri că ai făcut ceva acesta greu. Acesta este bonusul. Acesta este bonusul. Plăcerea de a descoperi ceva. Plăcerea de a și atunci, cum poți să înveți fără să ai plăcere? Dacă lucrul ăsta se întâmplă cu o sabie simbolică deasupra capului, cum să faci asta? Mai ales învățarea la copii. Învățarea este o necesitate. Asta trebuie să înțelegem. Învățăm nu pentru o plăcere de moment, ci învățăm pentru a ne pregăti pentru viață. Pentru că la un moment dat, după ce credeți că un copil înțelege ce înseamnă mă pregătesc pentru viață? Eu sunt un copil responsabil trebui, de 8 ani întregi și mă pregătesc pentru înțelege viață. Scuzați-mă. Ar trebui să înțeleagă. Ar trebui la 8 să înțeleagă ani, că se pregătesc pentru viață. Da, da. Nu, asta este treaba adulților să înțeleagă în jurul lor. Nu, asta ar trebui să spună școala, în primul rând, foarte clar. La școală nu mergem să socializăm, la școală mergem să învățăm. Puteți să scoateți socializarea dintr-un orice fel de mediu uman?
Cu atât mai mult dintr-un mediu unde sunt copii, puteți să scoateți socializarea asta? Nu. Și atunci cum putem să spunem că la școală nu se socializează? La școală, dar nu socializarea este importantă la școală. Nu este scopul, dar se întâmplă automat și dacă folosim fenomenele naturale, va fi mai ușor să învățăm pe copii să se pregătească pentru viață. Dar ei nu se vor pregăti niciodată la 8, 10, 16 ani pentru viață în această formulare. Îmi cer scuze încă o dată. Ar trebui să încercăm să facem mai mult în zona asta, să-i facem să înțeleagă și pe ei și pe părinți. Și mai ales pe părinți, sau pe părinți la început și abia apoi pe copii. Cum facem asta? Cine noi facem? Hai să definim și cine facem acest lucru. Școala, profesorii. Bun, și cum o faceți? Se pare că ce se întâmplă până acum în școală din trecut cu experiența de până acum nu a funcționat. Deci trebuie schimbat ceva. Unde punem această schimbare ca să vedem și rezultate diferite? Da, pentru că a fost mult mai ușor să găsim abordări din acestea. Dom'le, mergem la școală să ne bucurăm, să ne distrăm, să... Nu mergem la școală să ne distrăm. Marian Staș, ce părere aveți de ideea asta? O secundă, aș vrea să mai spun ceva. Dacă ar fi să mergem la școală să ne distrăm și să facem cam ce și-ar dori elevul să facă la școală, mă uit așa în urmă la mine și cred că aș fi ales să fac la școală doar educație fizică și eventual și poate ați fi ajuns la olimpiadă. Era o problemă dacă ajungeați sportiv de olimpiadă? Nu era o problemă. Și atunci? De ce n-ar face asta dacă este să o luăm în extremis cu exemple de acest gen? Formularea mi se pare din start... Avem profil sportiv pentru cei care au inclinații sportive. De acord. Cum facem să descoperim inclinațiile copiilor, de exemplu, până la clasa a 8-a? Cum se întâmplă? Descoperă cineva în școala românească inclinații în altfel decât accidental sau prin niște centre educaționale de excepție foarte rare? Haideți să mergem puțin la domnul Staș, vă rog. Am să fac două comentarii. Unul legat de conversația de până acum și am să propun o soluție deja existentă, dar amintesc pentru că e importantă și apoi am să vă cer permisiunea să ies din conversație, din constrângeri practice de agenda, mulțumindu-vă pentru invitație. Bun. În primul rând, date cu care eu n-am fost și nu sunt de acord. Sigur, pot să nu știe copiii la început despre relevanță, despre utilitate, etc. Dar pot să învețe, fără da și poate. De pildă, un aspect important pe care școala are al cultiva și profesori, și părinți, și în toată această conversație despre educație, un aspect important îl reprezintă nevoia de echilibru așa de tip yin-yang, de pildă între plăcere și utilitate, între teorie și practică, între faptul de a învăța... Exact, să și lucrul ăsta se explică copiilor. Vă cer permisiunea să-mi termină ideea și apoi merg mai departe. Deci am încheiat aspectul ca atare, prin urmare copiii pot să învețe lucrul ăsta, că ăsta e rostul școlii și al părinților, să învețe că ambele componente, și cea A și cea SOP, sunt importante. Din punctul de vedere al soluției de sistem, și mă bucur iarăși că suntem împreună aici, Radu și cu mine, în conversație, vă reiterez punctul de inflexiune și schimbarea, să zic așa, de mentalitate și de paradigmă creată de școlile pilot, care în urmă cu 2 ani de zile deja au început să funcționeze, iar esența de transformare în funcționarea școlilor pilot o reprezintă descentralizarea, apropierea modelelor educaționale de copii, pentru că unul dintre păcatele școlii la ora actuală îl reprezintă patului Procus, și anume faptul că un singur tabel cadru satisface 160.000 de copii în fiecare cohortă, ceea ce este o aberație. Școlile pilot descentralizează, deschid, apropie modelul curricular și felul de lucru al profesorilor, fix de nevoile copiilor ăstora, și vă reamintesc cu multă bucurie și cu multă mândrie, așa, și cu mult respect față de oamenii ăia, că primele școli pilot funcționează în Curcani, județul Călăraș, Râmnicu Sărat, Buzău, adică acolo la firul ierbii, iar anul trecut au pornit iarăși vreo 10-12 școli din mediul rural, din Prahova, din Botoșan și așa mai departe. Prin urmare, soluția la nivel de sistem este una de deschidere și curriculară și de resurse umane și instituționale, astfel încât fiecare comunitate educațională să-și definească, să spună în fapt, cele mai relevante modele educaționale pentru ceea ce înseamnă nevoile, interesele, aspirațiile copiilor din comunitățile lor.
Vă mulțumesc exact, mult de tot. Exact, și vă mulțumesc pentru toate aceste precizări spuse foarte clar și limpede. Toate lucrurile astea trebuie să se întâmple, dar nu ca o formă înspăimântătoare și amenințătoare. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru această discuție care, chiar dacă s-a dovedit puțin fierbinte, cred că ne ajută pe toți să vedem și felul în care ne simțim fiecare în această discuție ca părinți, adulți, mai mult sau mai puțin prezenți în viața copiilor, ca profesori și ca societate în general. Vă mulțumesc încă o dată și vă mai aștept la Prima News. Ne revedem! Bună ziua, sunt Raluca Alhadad, este ora 11, sunteți la Prima News. Fricțiuni în coaliție pe tema pensiilor speciale. PSD, PNL, UDMR nu au reușit până acum să contureze o reformă a acestor pensii. România riscă să piardă sute de milioane de euro, bani europeni, dacă ratează acest jalon din PNRR. Reprezentanții din ministere importante, precum cel al justiției și al apărării, nu ar fi fost prezenți la o întâlnire de la Ministerul Muncii, unde ar fi trebuit să vină cu noi variante. Astăzi, la ora 12, expiră termenul depunerii acestor amendamente. Toate școlile și liceele din București există consumatori de substanțe interzise în rândul elevilor. Declarația a fost făcută de Andreea Bodea, directorul colegiului Ion Luca Caragiale din Capitală, invitată aseară în emisiunea Proiect de Țară România de la Prima News. Andreea Bodea susține că interacțiunea cu părinții este în general proastă pentru că aceștia neagă. Cum a fost interacțiunea cu părinții? Este în general proastă, așa cum am spus și astăzi, pentru că în lipsa unei dovezi palpabile, pe care eu evident că nu o am, căci dacă aș avea-o, m-aș fi oprit direct la DIICOT. Dacă aș găsi într-o bancă sau în curtea școlii un plic cu stupefiante, înainte de a suna părinții, sau părinții, înainte de a suna pe oricine, aș informa inspectoratul și m-aș duce direct acolo unde se merge în asemenea situații. La nivel de zvon, eu îl transmit în continuare, stimată doamnă, stimate domn, am o informație cum că fiul dumneavoastră la petrecerea sau în excursia în care a fost sau în grupul în care a fost, a consumat niște substanțe. Moment în care părinții au o reacție în... Doar de două ori mi s-a întâmplat să nu aibă această reacție, o reacție de negare. Copilul meu nu face așa ceva. Copilul meu nu face așa ceva, bineînțeles, îmi cunosc copilul, pe mine copilul nu mă minte, eu știu exact ce face copilul meu. Nu, realitatea este că mulți părinți nu știu în ce grupuri sunt copiilor, ce conexiuni au copiilor, căci sunt incredibile, da? Sunt rețele de socializare care le permit să vorbească și să se întâlnească practic sau să stabilească întâlniri practic cu oricine. Da? Și poți să ai surprize din toate direcțiile. Tot la Prima News, medicul Bogdan Gheorghe de la Agenția Națională Antidrog a spus că numai în București sunt 8.000 de consumatori de droguri injectabile, în special heroină. Este un consumator de heroină care își administrează drogul pe cale injectabilă cu o frecvență de minim 3 ori pe zi. Este un indicator care este gestionat sau măsurat la nivel european pentru a implementa și serviciile necesare lor. În afară de aceștia, dumneavoastră ați început cu știrea de dată de DIICOT, cu acea rețea din școli. Acolo nu este vorba într-adevăr de consumatori problematici, dar sunt, cred că în special, consumatori recreaționali care nu intră în această categorie de consumatori problematici, dar care pot ajunge, pentru că tinerii, în special, ei au un efect, consumul de droguri asupra tinerilor este mult mai nociv, pentru că ei sunt în perioada de creștere, de dezvoltare fizică și psihică. Operațiunea Meduza, așa cum au numit procurorii ancheta privind traficul de droguri în școli, arată pericolele la care sunt expuși adolescenții. Ca să evadeze din realitate, mulți ajung dependenți. 7 suspecți care le vindeau droguri liceenilor au fost reținuți pentru 24 de ore. Alți 3 au fost puși sub control judiciar. Sunt foarte tineri, au între 17 și 26 de ani. Iar elevii din 12 școli din București și Giurgiu primeau zilnic mâncare stricată.
Firma responsabilă de catering a fost închisă temporar de ANPC. În bucătării era o mizerie de nedescris. Mâncarea era expirată, grătarele pline de rugină și praf. Inspectorii au găsit și bureți de vase uzați și murdari, hota și aragazul pline de grăsime. Pâinea era ținută la soare și oalele cu mâncare gătită descoperite. Firma rămâne închisă până când va remedia problemele și are de plătit și o amendă de 10.000 de lei. Armături dezgolite și ruginite, piloni de susținere fisurați de sus până jos și bucăți de beton care se desprind cu mâna. Sunt trei poduri intens circulate din cel mai mare oraș al Moldovei. Construcțiile stau să se prăbușească și dau fiori localnicilor. Cum nu au altă soluție, ieșenii înfruntă zilnic pericolul. Și este oficial, decizia ASF de a retrage autorizația de funcționare Euroins a fost publicată în Monitorul Oficial. Toți clienții și păgubiții care au contracte cu această companie pot depune cererile de despăgubire la Fondul de Garantare a Asiguraților. După 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, vor putea începe și plățile, iar după 90 de zile de la faliment, vor expira automat toate polițele Euroins. Tot după 90 de zile de la declararea falimentului, expiră și perioada în care pot fi depuse cereri de despăgubire. Contractele de asigurare rămân în vigoare până la expirare. Parisul a fost din nou scena unor proteste violente. Mii de oameni au ieșit și aseară pe străzi și au vandalizat tot ce le-a ieșit în cale. Pompierii au intervenit rapid pentru a stinge incendii, iar forțele de ordine au aruncat înspre oameni cu gaze lacrimogene și au ripostat în forță pentru a dispersa mulțimea. Francezii sunt în continuare nemulțumiți după ce guvernul lui Macron a decis majorarea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani. Iar în vreme ce la Moscova au continuat discuțiile cu președintele chinez, Kievul a avut și el oaspeți de seamă. Premierul japonez a ajuns în capitala ucraineană într-un gest de sprijin. În paralel, vizita oficială a președintelui chinez la Moscova s-a încheiat aseară cu o cină festivă. Cei doi lideri au avut două zile de discuții. Întâlnirea lui Xi Jinping și Vladimir Putin s-a terminat cu un dialog ce ridică multe semne de întrebare. Xi Jinping spune, urmează schimbări care n-au mai fost în 100 de ani și conducem această schimbare împreună. Vladimir Putin spune, sunt de acord. Iar liderul chinez, te rog, ai grijă, dragă prietene. Перемены, которые не было в течение 100 лет. Там, где вместе двигаем эти перемены. Берегите, пожалуйста, дорогой друг. Celebra actriță Gwyneth Paltrow a ajuns în instanță în urma unui accident de schi. Un pensionar susține că a fost rănit după ce a fost lovit de Paltrow și cere despăgubiri de 300.000 de dolari. Accidentul s-a produs pe o pârtie de schi din Utah în 2016. Bărbatul spune că femeia i-a provocat un traumatism cerebral, 4 coaste rupte și alte răni grave. Paltrow a făcut și ea plângere și spune că a fost lovită de pensionar. Sport acum, Alibek e pus pe fapte mari și a stabilit un obiectiv demn de un campion european. Se inspiră de la cei mai buni înainte de meciurile naționale. Iar un alt tânăr de perspectivă a refuzat convocarea sub tricolor. Cătălin Cârjan, fotbalistul lui Arsenal, a ales să rămână la Londra în loc să joace pentru România. Meteo acum, astăzi vremea se răcește în toată țara și va ploua în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 17 grade, iar minimele între minus 1 și 8 grade. Am revenit în studio, unde la această oră discutăm despre pensiile speciale. Avem jalon în PNRR și întrebarea orei pe acest subiect este următoarea. Dacă va renunța România la pensii speciale sau la fonduri europene? Spuneți-ne ce credeți pe pagina noastră de Facebook, iar noi vom citi în cadrul acestei ore comentariile dumneavoastră, dacă ne scrieți în timp util. Invitații cu care vom discuta sunt Stelian Ion, fost ministru al Justiției, Augustin Zegrean, fost președinte CCR, Bogdan Glăvan, analist economic, Lucian Pătrașcu, subprefect Brașov și membru PSD, și de asemenea Gheorghe Pecingină, deputat PNL. Bună ziua tuturor! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Domnule Stelian Ion, aș începe și cu dumneavoastră cu aceeași întrebare. La ce va renunța România? La pensii speciale sau la fondurile europene? Acest guvern condus de PSD, PNL, știm că urmează o rotativă, este clar în opinia noastră că nu dorește să renunțe la pensiile speciale, din păcate. Deci mai degrabă va renunța la fondurile europene,
pare că și-au făcut un calcul, că e un calcul asumat, pentru că din toate gesturile politice, din toate faptele cu care au venit în fața societății românești și din toate declarațiile pe care le-au dat în ultimul timp, asta rezultă. L-am văzut pe domnul Marcel Ciolacu spunând foarte clar că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, nu se poate atinge nimeni de aceste pensii. Spunea lucrul ăsta atât de hotărât încât rezulta din declarația sa de acum câteva săptămâni că este dispus să meargă atât de departe încât să renunțe la acea parte importantă din fondurile din PNRR. Vorbim de sute de milioane de euro sau poate și mai mult. Este extrem de grav pentru că nu este un moft ajustarea acestor pensii speciale. În măsura în care pot fi eliminate, putem vorbi și de eliminarea pensiilor speciale și de trecere pe contributivitate. Nu este un moft, este o necesitate stringentă pentru România. Nu ne împinge nimeni de la spate sau n-ar trebui să ne împingă nimeni să facem aceste reforme, pentru că dacă mergem în acest ritm, în această direcție, într-un număr de ani, nu foarte mulți, la un moment dat, sistemul public de pensii va colapsa. Nu vor mai avea de unde să plătească pensiile și salariile toate aceste ministere. Deci este clar că e vorba de o necesitate și e foarte important că în PNRR s-a trecut acest obiectiv, pentru că dacă nu s-ar fi trecut, nici n-am fi avut această temă de discuție astăzi. Este foarte important pentru că acest PNRR înglobează mult mai multe reforme. Dacă ne-am concentrat pe reformele incluse în PNRR, care au fost incluse foarte bine sub bagheta colegului meu Cristian Ghinea, care conducea Ministerul Fondurilor Europene în 2021, am putea vorbi despre niște reforme și de niște pași importanți pentru România înainte. Altfel, stăm și ne uităm cum totul se degradează în jur, cum nu avem sisteme sustenabile, nici de pensii, nici de învățământ, nici de justiție și ne întrebăm de ce. Păi pentru că nu ducem la capăt ce am început, pentru că nu suntem capabil să facem niște reforme, respectiv coaliția actuală nu e capabilă, PSD, PNL, să facă aceste reforme, nu au curajul să o facă, sunt impopulare pentru o categorie socială, dar vreau să mi-aș dori să vedem cu toții că o mare parte a societății dorește echitate în ce privește pensiile. Adică vorbim de o categorie, nu știu, 10%, mai puțin de 10% dintre pensionari care sunt considerați speciali și care sunt privilegiați și restul lumii, 90% sau mai bine de 90%, care se uită și acești oameni nu înțeleg cum e posibil să se perpetueze an de an aceste lucruri. Păi se perpetuează pentru că puterea și puterea din trecut, dar puterea actuală mai ales, se bazează pe menținerea ei sprijinită de niște piloni, de niște oameni care îi votează de regulă, care altfel, dacă se va umbla la aceste pensii, probabil că își vor schimba orientările de vot. Nu putem privi doar din perspectivă electorală acest lucru și până la urmă, cred că trebuie să privim mai ales ce se întâmplă cu privire la marea masă a societății, la marea parte a societății, nu doar pe bucățele. Nu au intenția să elimine aceste pensii, nu au intenția nici măcar să le ajusteze astfel încât ele să devină mai ușor de acceptat. Spre exemplu, la magistrați nu le poți elimina total. S-au statuat niște principii parte. Se vorbește foarte mult sau cel mai mult despre magistrați. Cei mai mulți pensionari sunt proveniți cu pensii speciale, sunt proveniți din MEAI, din Ministerul Apărării Naționale. Și nu putem să luăm măsuri diferite pentru aceste categorii de pensionari. Trebuie să stabilim niște principii care să fie aplicabile tuturor. Da. Dacă vrem să facem ceva și dacă vrem să nu pice la Curtea Constituțională acest proiect. Până una alta, Comisia Europeană a tras semnale de alarmă, a spus nu v-ați îndeplinit acest jalon care trebuia îndeplinit până la sfârșitul anului trecut, trebuie modificată legea. Iată că miniștrii din coaliția PSD-PNL nu se prezintă la muncă.
la chemarea ministrului Muncii, care trebuia de mult să se ocupe de lucrurile acestea. Noi am tras de mult semnale de alarmă și lucrurile erau absolut evidente pentru toată lumea care a urmărit fenomenul. Principiile sunt într-adevăr corecte și sunt valabile în foarte multe țări, în Uniunea Europeană inclusiv. Problema este discrepanța din realitate dintre unele categorii și celelalte categorii. Iar faptul că economic vorbim, sistemul de pensii va ceda, asta nu mai este o mirare pentru nimeni. Aș vrea să vorbesc cu reprezentanții PSD și PNL. Cum vedeți dumneavoastră această chestiune a pensiilor speciale? Vă întreb și pe dumneavoastră așadar, să răspundă cine dorește să înceapă, între ce va alege, sau ce va alege România între pensii speciale și fondurile europene, și până la urmă vorbim de reformă aici, alegem pensiile speciale sau reformă în România? Bună ziua, dacă se poate. Vă rog. În primul rând, ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat în această săptămână, luni, în conferință de presă la sediul Partidului Social Democrat, că a întocmit adrese de solicitare către toți ministrii de linie cu termen miercuri, orele 12, astăzi, prin adică care aceștia în 3 sferturi de trebuie să depună amendamente la legea pensiilor speciale și care să respecte prevederile din anexele PNRR. Competența Ministerului Muncii este sistemul contributiv și nu gestionează nicio pensie specială și nici nu implementează legea care se discută la acest moment. De aceea, miniștrii care au în plată pensii speciale trebuie să vină cu aceste amendamente, așa cum s-a decis în coaliție. Amendamentele vor fi discutate în coaliție și vor fi depuse luni în Parlament pentru a fi adoptate înainte de termenul adoptării în Senat. Domnul ministru al Muncii, Marius Budăi, a mai spus că își dorește să mai existe o întâlnire de lucru până la ședința de guvern, la care să participe la această ședință și miniștrii de linie care au în coordonare aceste legi speciale și să se ajungă la o agreare a acelor amendamente care vor fi ulterior depuse în coaliție spre decizie. Cred că este momentul ca domnul ministru Marcel Boloș să meargă la Comisia Europeană cu acele amendamente. Domnul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat că se pune la dispoziția dumnealui să îl însoțească, să meargă împreună la Comisia Europeană din două motive. Primul motiv este acest jalon cu pensiile speciale, și al doilea motiv, acel procent de 9,4% din PIB pentru plata pensiilor speciale, care PSD îl consideră că nu are ce să caute acolo. Ca să concluzionez la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, grupul de lucru existent la acest moment, format din miniștri care gestionează pensiile speciale, va propune un set de amendamente care să transpună recomandările Băncii Mondiale și ale Comisiei Europene în această chestiune. România nu își permite să rateze fonduri europene din PNRR din cauza pensiilor speciale. Astfel, miniștrii care gestionează pensiile speciale vor veni cu o formulă clară care să reducă ponderea în PIB a acestor pensii și care să asigure echitatea față de sistemul de... Ne spuneți implicit că aveți deja o soluție pentru găsirea acestui echilibru între pensiile speciale și varianta de lege care să meargă mai departe către Bruxelles prin PNRR? Haideți să vedem aceste amendamente care vor fi discutate în coaliție și care vor fi depuse în Parlament. Și dacă nu vor fi aduse până la ora 12, aveți un alt termen despre care știți că se va respecta, se va aplica? Eu cred că se va respecta acest termen și cu siguranță miniștrii trebuie să facă aceste amendamente cu privire la legea pensiilor speciale. Deci peste 3 sferturi de oră vom avea niște amendamente despre care să aflăm? Eu așa cred și așa ar trebui să se întâmple. Domnule Pecingină, dumneavoastră, ce credeți și ce răspuns aveți pentru această întrebare a orei? Ce alege România între pensii și fonduri europene? Doamnă, eu cred că suntem conștienți cu toții că avem nevoie prin OAT-urile, comunitățile locale și-au făcut anumite planuri
anumite proiecte pentru dezvoltare bazându-se pe banii din PNRR. Deci nu există dubiu că alegerea trebuie să fie banii și reforma. Pentru că de asta au fost prevăzute aceste chestiuni în PNRR, pentru a putea să facem în sfârșit și în România reformă. Și nu ne referim doar la pensii, sunt mai multe jaloane pe care mi le-am asumat și e o condiție sine qua non. Vreau să vă întreb un lucru, că mă gândesc implicit la, când vorbiți de UAT-uri, mă gândesc eu implicit sau în substrat la primari. Banii pentru primari sunt, o parte din ei sunt aceștia din PNRR, este o miză de acest fel? Nu e pentru primari, ci pentru comunități. Eu înțeleg, dar întrebam de substrat, vremelnic. De asta am și vrut să specificăm. Vremelnic. Da, conduc vremelnic cu acele UAT-uri. Eu zic că, da, banii sunt pentru comunități, pentru dezvoltarea comunităților. S-au făcut foarte multe proiecte care se bazează sau au la bază acești bani care urmează să vină. Pe care, de consecință, nu avem voie să greșim și să ne lamentăm să nu reformăm acest sistem de pensii. Când ne place, când nu ne place. Va trebui să tranșăm o dată această problemă. Deci, chiar practic, coaliția ne transmite prin intermediul dumneavoastră astăzi că vom face totul ca să obținem acești bani. Exact. Atunci, ce anume vom sacrifica din favorurile reprezentate de pensiile speciale? Nu văd lucrurile așa. Nu trebuie să sacrificăm. Am sacrificat o problemă în momentul în care vorbim, dar pe viitor va deveni cu siguranță o problemă dacă nu vom reforma sistemul de pensii în general și nu vom aplica acel principiu care ar trebui să stea la baza pensiilor și anume contributivitatea. Domnule Glăvan, cum vede economistul discuția care a avut loc până în acest moment? Nu pot să spun că o văd cu optimism, pentru că am observat ce s-a întâmplat cu legea avertizorului de integritate, unde Parlamentul trebuia să dea copy-paste la 80% din legislație europeană în materie și nu a fost în stare să facă acest lucru din două încercări. Abia la a treia încercare, să vedem, ar putea îndeplini acest jalon. Astfel încât aici cu atât pare mai provocatoare chestiunea. Totuși sper că acest dublu standard, acest sistem feudal în care unii au un privilegiu în privința vârstei de pensionare, stagiului de cotizare, sumei la care are dreptul după încetarea activității în profesie respectivă, diferit față de toate celelalte categorii sociale, să înceteze sau măcar să fie diminuat în limite rezonabile. Vedeți dumneavoastră, dacă nu putem discuta problema strict din punct de vedere contabil sau economic sau o putem discuta dintr-o perspectivă mai largă, România nici acum nu susține cheltuielile cu pensiile, dar cu toate cheltuielile cu pensiile din contribuțiile care se virează la bugete. Dacă ne gândim și la decreței, deja discuția se pierde. Și trebuie să subvenționeze aceste cheltuieli. Până urmare, în următorii 10 ani, iar 10 ani trec imediat, vom avea niște cheltuieli enorme. Dacă toate aceste pensii pe care statul trebuie să le plătească nu sunt cumva aliniate la un numitor comun și nu sunt raționalizate, da? Atunci nu va avea cine să le plătească și ne furăm iarăși singuri căciula și ne mințim singuri, la fel cum s-a întâmplat în 2022, când pe de-o parte statul anunță majorări de pensii, dar de fapt puterea lor de cumpărare scade. Ori asta trebuie prevenit, ca puterea de cumpărare a pensiilor să nu scadă și acest lucru trebuie să se întâmple prin rezolvarea acestor probleme de echitate, da? A distorsiunilor, a inegalităților din sistemul de pensii. Se poate face un echilibru, realist vorbind, și dacă adăugăm discuția despre pensii speciale, discuția despre pensiile și efortul reprezentat de ieșirea la pensie a celor pe care îi numim de creței, ce șanse avem să putem plăti aceste pensii sau să pice cu totul sistemul, având în vedere că populația activă scade, foarte mulți români încă pleacă din țară? Este povestea de sistem public. El doar asigură mai puțin bani în viitor. Este un sistem pauperizant în care
eu am contribuit și voi contribui pe parcursul vieții active mulți bani, mult mai mulți decât voi recupera la pensie. Nici vorbă să am ceva în plus sau să-mi recuperez măcar puterea de cumpărare pe care am virat-o bugetului statului. Iar copiii noștri, nici vorbă să mai să ridice măcar la nivelul nostru. Deci este un sistem pauperizant și acest sistem pauperizant trebuie schimbat, el trebuie mutat încet, încet către pensia prin acumulare. Statul s-a mișcat foarte lent în această direcție. Pensia prin acumulare din pilonul 2 va duce în final la completarea veniturilor la bătrânețe. Din păcate, dacă noi punem deoparte doar un procent foarte mic, da? Din totalul contribuțiilor noastre, dacă punem deoparte în pilonul 2 doar un procent foarte mic, nu avem ce spera ca peste 20 de ani să primim de acolo cine știe ce comoară. Evident că nu o să fie, pentru că procentul investit și acumulat este foarte mic. Acest procent ar trebui să crească și, în paralel, această minoritate, da, de 5% din cetățeni care au niște privilegii, da, se bucură și de pensii la o vârstă în care sunt totuși în floarea vârstei, ca să zic așa, până putere de muncă. Ei muncind în continuare și cumulând pensie cu salariu, fiindcă nu știu pe nimeni, niciun pensionar special care să aibă pensia și să stea frumos. Nu, are în continuare salariu, pentru că la 45-50 de ani este firesc să muncești. În urmare, încetând această discrepanță și această inegalitate și virând mai mulți bani către pilonul 2 de pensii, asta e singura cale de salvare pe termen lung. Oricum suntem în ceasul al 13-lea. Adică, după părerea mea, nivelul pensiilor ca totale, da, din sistemul public și cel până acumulare, în viitor nu poate fi decât mai mic decât cel actual în comparație cu salariile. Da? Va mai fi relevantă, domnule Stelian Ion, contributivitatea? Pentru că vorbim, dacă ne gândim economic și nu schimbăm mare lucru, cât va mai conta, cine va mai primi pensie, cum să ne raportăm la realitatea asta economică. Sunt niște negocieri acum politice, am văzut, se refereau cei de la putere și la UAT-uri. În continuare mă gândesc la primari, îmi rezerv dreptul acesta de cetățean și de ziarist. Dar realist vorbind, ce se va întâmpla peste 10-15 ani cu sistemul de pensii? Vedem ce se întâmplă în sistemul asigurărilor, RCA-urilor. E un dezastru. Falimentează pentru că nu s-au luat la timp măsurile care trebuiau luate, de care se știa pericolul și statul nu a luat la timp acele măsuri. Vedem sistemul de sănătate în dificultate pentru că, deși oamenii își plătesc acele contribuții, nu beneficiază așa cum ar trebui și de fiecare dată când au o problemă medicală trebuie să bage mâna în buzunar să scoată bani. Se va ajunge la situația în care statul va ridica din numeri și pentru generația mea, poate pentru generația copiilor noștri sau poate mai devreme, va spune, ne pare rău, nu avem de unde să vă plătim. Nu avem. O să vă dăm 2 lei tuturor pentru că nu avem. S-au cheltuit toți banii de către cei dinainte. Această dorință, în ciuda declarațiilor celor care au vorbit înaintea mea, reprezentanți PSD-PNL, pentru că domnul Marcel Ciolacu a spus foarte clar că va merge și se va lupta la Bruxelles ca pensiile militarilor să nu fie deloc afectate, pentru că nu e vorba de pensii speciale și acolo. Și război acum există, se găsesc ușor argumente. Se găsesc. Din toate aceste atitudini a rezultat că nu există voință politică. Mai mult decât atât, ministrul Budăi, care acum îi cheamă la ordine pe ceilalți miniștri, a trimis în Parlament o lege total ineficientă, care nu tăia, pensiile acestea, nu le raționaliza, nu le ajusta, nu a făcut un studiu de impact bugetar, a trimis pur și simplu legea să bifeze. Acești oameni cred că dacă bifează, dacă adoptă o nouă lege fără să schimbe nimic pe fond, îi păcălesc pe cei din Comisia Europeană și ne păcălesc și pe noi restul societății. Nu e vorba de a bifa pe hârtie și nu reușesc să prostească pe nimeni, pentru că lucrurile sunt absolut evidente. Ori vii cu niște măsuri foarte clare, ori renunți. Ieși în fața românilor și spui, pentru noi e mai important să menținem acele pensii speciale. Oamenii sunt într-adevăr speciali,
trebuie să aibă 20.000 de pensie lunar și voi restul vă descurcați cum puteți. Noi renunțăm la acele fonduri europene, până la urmă ne-am descurcat și fără cum ne-am descurcat atâta timp. Este o bătaie de joc incredibilă. Se vorbea mai devreme și de aleșii locali. Aici este o chestie pe care nu putem să nu o observăm. Ori vrei fonduri europene pentru comunitatea ta și renunți la pensiile speciale care sunt pe drum pentru că s-au adoptat... Vor ajunge la comunitate s-au adoptat, în realitate acești bani? Aici e întrebarea. Haideți în să luăm parte vor ajunge, în parte vor ajunge și în buzunarele clientelei aici politice, aici dar asta e un, asta e un alt subiect. Miza acestor bani în final. Publicitate și revenim la discuție. Rămâneți cu noi. Am revenit în studio unde discutăm despre pensiile speciale și am văzut încă o inițiativă retrasă foarte repede de către MAPN de a mai adăuga o categorie la categoria celor care erau deja înscriși pentru pensii speciale. Aici cum trebuie să ne uităm la această inițiativă și mai ales cum trebuie să vedem și această retragere rapidă? Această inițiativă ne arată clar intenția celor de la putere, PSD-PNL, de a nu renunța la aceste pensii speciale, ba mai mult de a adăuga alte categorii de pensii speciale. Ați dat un exemplu foarte bun de dată recentă. Aparent au renunțat, să vedem sub ce formă vor reveni asupra ideii. Voiau să includă și civilii din anumite instituții, din MAI, MAPN, SRI, SIE, STS, să includă și civili în categoria celor care obțin pensii pe principiile militarilor și polițiștilor. Să cointereseze mai multe categorii pentru susținere? Pentru vot. Înseamnă mai multe familii, înseamnă bazându-te pe ce? Pe faptul că ceilalți din societate nu se vor prezenta la vot și nu vor sancționa această, această faptă, să spun așa. Dar mai e și un alt exemplu. La Ministerul Justiției s-a propus introducerea unor noi categorii de pensii speciale. Vorba de cei care au deținut funcția de membru CSM, de procuror șef de neadicot, procuror general, președintele în altei curți. Aceștia, imediat după încetarea funcției, ar urma să obțină o pensie specială, indiferent de vârsta pe care o au și indiferent de vechime. Este incredibil că se vine cu noi categorii de pensii speciale. Nu mai spun că tot la magistrat s-a propus să se raporteze calculul pensiei nu la ultimul an sau la toată cariera, ci la 12 luni din ultimii 10 ani. Pentru că unii dintre magistrați, la alegere, ca să alegi suma cea mai mare. Evident, unii au avut funcții de conducere pe care la momentul pensionării nu le mai dețin și atunci, bineînțeles că le va conveni să se raporteze la suma cea mai mare obținută. Vorbim de zeci de mii de lei pensie pe lună, sumă pe care mulți români n-au văzut-o niciodată, n-au avut-o în viața lor, într-o viață întreagă de muncă. Da? Deci sunt niște inechități atât de mari. Din tot dialogul pe care l-am avut în acești ani cu oamenii pe stradă sau mail-uri primite, primul subiect a fost acesta. Când desfințați pensiile speciale, când vom vedea și noi puțină dreptate și echitate în zona aceasta? Pentru că oamenii nu mai suportă să vadă un premier care cumulează 18.000 de lei pensie specială, care cumulează și venitul de la Senat și alte indemnizații pe care le obține. Nu e corect. Există... E sufocant pentru oameni. Nu mai pot avea răbdare. Există această comparație pe care o facem tot timpul cu țările europene. Poate sumele nu sunt mari dacă ne raportăm la mediile europene de salarizare, dar raportându-ne la felul cum trăiesc celelalte categorii de cetățeni, aici apare dezechilibrul și inechitatea și cumva ajungem la concluzia că în România este din ce în ce mai greu să trăiești fără să faci o meserie categorisită drept specială. Domnilor Pătrașcu, domnule Pecingină, cum vedeți dumneavoastră această discuție? Pentru că oamenii, atunci când mergem pe stradă și întrebăm, despre asta vorbesc. Noi nu putem trăi cu salariile noastre. De ce nu avem și noi dreptul să trăim la nivelul celorlalți? Nu spune nimeni să nu aveți dumneavoastră, ca și lideri ai societății, pensii sau salarii
mari, dar să le avem și noi echitabil. Aici este discuția. Dumneavoastră, ce le spuneți acestor oameni? Pentru că sumele în sine, repet, poate nu sunt foarte mari dacă ne comparăm și avem pretenția că suntem și noi un stat european. Aici nu discută nimeni. Dar de ce ceilalți oameni, așa zici normal, și care sunt majoritatea în țara asta, este ca și cum nu au dreptul să trăiască, trebuie doar să supraviețuiască? Bun, eu acum nu vreau să vă contrazic și nici nu aș dori asta, pentru că aveți perfectă dreptate și eu discut cu oameni pe stradă, dar aș vrea să fac o mică remarcă. Discutăm de pensiile militarilor, s-a vorbit aici despre sumele, mă rog, pensiile generalilor. Păi haideți să fim cinstiți și să nu punem la tema pe acești oameni. Majoritatea au pensii mici și eu zic că dacă s-ar merge pe principiul contributivității, pensiile lor ar crește, nu ar scădea. Adică majoritatea militarilor, la majoritatea militarilor mă refer, nu mă refer la generale aici. Și aici, perfectă dreptate, sunt pensii destul de mari la această categorie, dar la militari în general, pensiile, să știți că nu sunt mari. Și am purtat discuții cu foarte mulți, pentru că în această perioadă cumva ei sunt aduși în prim planul dezbaterilor și se pune ștampila că au pensii foarte mari. Deci majoritatea militarilor ieșiți în pensie și mă repet, aici exced generalii, care din nefericire în ultima perioadă, ca o paranteză, sunt foarte mulți în România, mai ales pe timp de pace crește numărul de generali în România, nu știu de ce. Deci, excepte în generalii, ceilalți sau gradele astea superioare, ceilalți au pensii destul de mici. Iar pe principiul contributivității, dacă ar fi indexate cu indicele de 1,7 pe grei, nu au mai fost indexate foarte mult timp, ar avea creșteri. Păi atunci n-ar trebui să se opună, e foarte corect ce spune domnul Pecingină. Foarte mulți pensionari care provin din armată nu au pensii mari, dar inechitățile acestea îi privesc și pe ei. Nici măcar în interiorul sistemului lor de pensie nu există echitate. Despre asta vorbim. Haideți să mergem pe niște principii echitabile, dezavantajăm nici pe cei din cadrul acelui sistem și atunci lucrurile vor fi clare pentru toată lumea. Asta pentru că despre asta este vorba și la sistemul bugetar. La fel, conducerea are niște salarii, niște drepturi, niște pensii ulterior, în timp ce un funcționar de rând nu se poate compara. Și mai e ceva. Dincolo de cuantumul pensiei, este și vârsta de pensionare. Pe anumite categorii profesionale, mult prea fragedă. Nu este acceptabil în niciun sistem normal, funcțional, să ieși la pensie în puterea, în toată puterea, în floarea vârstei, să spun așa. Da. Adică la 40 ceva de ani, când ai cea mai mare experiență și când ar trebui să ai putere de muncă, atunci tu taman ieși la pensie și devii o povară pentru sistemul public și bineînțeles că puterea ta de muncă te conduce spre alte profesii, adică vei fi salariat poate tot la stat și vei cumula această pensie cu salariu sau te vei angaja în privat. Pentru societate este o modalitate bolnavă de gestionare a lucrurilor și cu privire la vârstă sau la vechime trebuie să discutăm, nu doar la quantum. Evident. Până și psihologic vorbind, nu poți să scoți un om din sistemul de status activ ca persoană fără să-i aduci o daună, nu? Și psihologic, adică dacă oricum am vedea lucrurile, nu are logică. Domnule Pătrașcu, dumneavoastră ce credeți? Se vor lua aceste măsuri. Din punct de vedere economic, România merge după Europa. Asta înseamnă creșterea nivelului de trai. Putem interpreta asta, merge după Europa, știți? Al salariilor, al nivelului de trai din Europa, ceea ce înseamnă și o creștere a contributivității mai mare. Să nu să ne aducem aminte faptul că de la 1 ianuarie salariul minim este de 3.000 de lei, s-a majorat. PIB-ul estimat la 300 de miliarde de euro. Deci se fac anumite măsuri economice, astfel încât să nu... Cum a spus domnul de la USR, că o să ajungem la falimentare cu pensiile și așa mai departe. Nu se va ajunge la acest lucru cu siguranță. România nu își permite, repet încă o dată ceea ce am spus la început, nu își permite să rateze fondurile europene din PNRR din cauza pensiilor speciale. Se vor lua astfel de măsuri. Ministrii care gestionează pensiile speciale vor veni
cu o formulă care să reducă ponderea în PIB a acestora. Acești miniștri vor propune un set de amendamente care să transpună recomandările Băncii Mondiale și ale Comisiei Europene în această chestiune. Haideți să le vedem, haideți după aia să le analizăm și să vedem dacă lucrurile merg într-o direcție bună. Dar cu siguranță, grupul de lucru vor lua măsurile clare, încă o dată repet, pentru a nu se pierde bani din PNRR. Ce credeți despre această inechitate în interiorul sistemelor, dincolo de inechitatea cu cei care nu fac parte din aceste sisteme preferențiale, să le numim așa? Trebuie avute în vedere principii echitabile. Lucrurile sunt foarte simple și asta o să avem în vedere cu privire la legea pensiilor speciale. Întrebarea legitimă, cred eu, este de ce nu au avut în vedere până acum, pentru că termenul din jalon era sfârșitul anului 2022. Nu mi-ați răspuns la asta, este poate o observație mai mult decât o întrebare. De ce trebuie să mergem în urma Europei, parcă am fi târâți încolo, în loc să facem singuri, din proprie inițiativă, niște Europa, lucruri care nouă ne fac bine. Adică luăm măsurile, asta am spus, mergem după Europa. România merge după Europa. Am și spus că este o interpretare, e un joc de cuvinte, dar asta arată și o chestiune, poate, de mentalitate. Dincolo de o discuție lingvistică, arată lucruri care pot fi văzute și așa. Întotdeauna suntem în urmă și suntem trași și ne uităm la niște exemple când avem și noi specialiști pe care îi putem lua în seamă. Întrebarea rămâne, de ce nu a făcut ministru până acum ce trebuia să facă? E un termen expirat, încă nu s-a ajuns la blocarea fondurilor pe acest motiv. S-a blocat tranșa a doua pe motivul legii avertizorului de integritate, care a avut nevoie de două intervenții succesive la interval de foarte puține luni. Adică modul ăsta de legiferare, schimb legile la 2-3 luni, legi nou adoptate, nu poate fi unul serios și acceptat. De ce facem lucrurile în felul acesta, doar cu sabia deasupra capului și în ultimul moment? Ca să avem șanse tot mai mari la greșeală. Dacă am face lucrurile din timp, nu ne-ar fi tuturor mai bine? Domnule Pătrașcu sau domnule Pecingină? Siguranță da. Asta au promis când au venit la guvernare, au promis că va fi armonie, va fi o coaliție solidă, voturi multe în Parlament cu care nu se vor împiedica. La fiecare pas se împiedică. Pentru creșterea nivelului de trai, al salariilor, al numărului locurilor de muncă. Asta facem. Da, se vor plăti aceste pensii din împrumuturile care vor fi făcute pe viitor, pe umerii generațiilor viitoare. Dacă asta e concepția cu care se vine, nu putem fi de acord. Sunteți dumneavoastră singuri? Păi asta se întâmplă și acum și asta se va întâmpla, că e singura modalitate dacă nu se fac aceste reforme acum. Dar de ce nu așteptați dumneavoastră să așteptați aceste amendamente care se duc să vedem nu mai avem răbdare. Pensiilor speciale, integralitatea ei, să fie aprobată și de Banca Mondială și de Comisia Europeană și după aia putem discuta. Faptul că dumneavoastră spuneți niște lucruri care nu au nicio legătură astăzi cu ceea ce se întâmplă, nu este în regulă. Știți de ce? Pentru că au foarte mare legătură cu realitatea și nici noi, nici societatea nu mai avem răbdare să așteptăm după ping-pongul ăsta pe care îl faceți PSD cu PNL. Faceți fuziune, înțelegeți-vă. Dacă nu sunteți în stare și se blochează obținerea de fonduri europene, puteți face un pas în lateral și îi puteți lăsa pe alții. Dar se blochează la fiecare pas, pe fiecare componentă, fiecare tranșă are probleme și primim notificări din partea Comisiei că nu facem lucrurile bine. V-am dat exemplu legii avertizorului de integritate. Acum avem problema pensiilor speciale și tot așa. Domnul Daia a pierdut miliarde de euro pentru fermieri, pentru că nu a știut să întocmească acel dosar care trebuia înaintea Comisiei Europene și ne facem de râs peste tot în Europa, pentru că dumneavoastră veniți cu astfel de propuneri de miniștri. Domnul Pecingină dorea să mai adauge ceva puțin mai devreme, mai avem 10-15 secunde, dacă mai este cazul să interveniți, vă rog să o faceți acum și foarte scurt. Da, din nefericire și acum pensiile și salariile la bugetul de stat se plătesc prin împrumuturi, prin împrumuturi cu dobândă destul de mare, raportat inclusiv la țările care ne înconjoară, și asta spune mult despre credibilitatea pe piețele financiare a României în momentul de față. Dar eu cred și sunt convins că nu vom rata acești bani. Nu avem voie să facem acest lucru, indiferent dacă înseamnă costuri electorale sau nu,
când a trebuit să facem această reformă. Așa cred eu, asta e opinia personală și cred că lucrurile vor merge în această direcție. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Am epuizat timpul pentru această discuție. Suntem cu toții curioși ce o să se întâmple mai departe, în ce formă va veni această schimbare legată de pensiile speciale. O să vedem ce se întâmplă și până la ora 12, mai sunt 10 minute, să vedem amendamentele. Așadar, eu sunt Raluca Alhadad, astăzi încheie emisiunea, dar foarte în scurt timp, colegul meu la ora 12, Andrei Gheorghe, va vorbi la Prima News despre ajutoarele pentru producătorii locali din partea guvernului în acest context al cerealelor ucrainene care intră la noi în țară și, de asemenea, referitor și la întâlnirea de gradul zero de la Moscova dintre Putin și Xi Jinping. Bună ziua, Andrei! Ai două subiecte grele. Despre ce este vorba? Bun găsit! Vorbim despre cerealele ucrainene care intră în România și rămân în România o bună parte dintre ele, acest lucru destabilizând piața și punând o presiune tot mai mare pe producătorii locali. Ducem discuția după aceea înspre hrană, pentru că urmează tradiționala masă de Paște și românii se așteaptă la scumpiri. Cum va arăta masa de Paște în contextul acesta cu inflație, cu scumpiri? Producătorii locali, ce șanse au să intre în supermarketuri? Am urmărit și la tine în emisiune, vorbeau producătorii de fructe și legume că își găsesc cu greu locul în hipermarketuri. O să continuăm practic discuția aceasta. Iar pe politică externă pornim de la sfidarea lui Vladimir Putin până la urmă. Știm că s-a dus în Mariupol, în Ucraina. Un gest de sfidare a fost catalogat așa de analiștii de politică externă, după care discutăm, bineînțeles, despre planul de pace propus de China, despre vizita lui Xi Jinping la Moscova și toate aceste lucruri care parcă leagă o relație tot mai bună între Rusia și China. Cum vor arăta lucrurile în contextul noii alianțe, așa să spunem, între China și Rusia? Încercăm să răspundem la aceste întrebări începând cu ora 12. Vă aștept! Andrei, eu sunt Raluca Alhadad și ne revedem mâine la 9 fix. Rămâneți cu Prima News!